dacă atunci clasa extrem se făcea cu niște mașini care acum sunt de clasa Challenge. A mai fost, chiar asta nu știu, că e o supoziție, dar am văzut poze când s-a făcut ancheta de după. Erau pe puntea din spate și pe cardan urme de, și s-a găsit un cablu de oțel înfășurat pe acolo. Un cablu de oțel de gen troliu de taf. Ce părere ai de produsele chinezești versus produsele, nu știu, de marcă? Oamenii care s-au apucat mai nou de off-road, evident că este off-road-ul pe care îl știu și este foarte ok. Ai dat? Pe. Merge? Merge? Nu merge. Nu-mi dau seama. E roșu. Când e roșu, nu merge, nu? Sau merge? Aha. Niciodată. Am 4 ani de filmări și m-am prins cu ledurile alea când e roșu, când e verde. Da, bine ați venit la un nou material de tip podcast. Înainte să vă prezint invitatul, care n-are nevoie de prea multe prezentări în lumea off-road-ului și al overlanding-ului, adică, na, pentru oamenii care și practică sportul și sunt familiarizați cu chestia asta, n-are nevoie de prezentări, dar pentru ceilalți o să-l prezint. Dar înainte să-l prezint, vreau să vă spun un lucru care ține de OMV și de lucrurile bune care se întâmplă și probabil că voi nu le știți, dar de asta sunt eu aici. OMV a lansat de ceva vreme o aplicație care se numește MyStation. În aplicația MyStation, dacă o ai instalată pe telefon, când vii la pompă și alimentezi, le spui doamnelor să-ți pună punctele aferente numărului de litri alimentați în aplicație. Acum ce se întâmplă? Dacă tu, de exemplu, alimentezi mult și ai foarte multe puncte în aplicație și nu cumperi de punctele alea sandvișuri și cafea și lucruri să le faci cadouri prietenilor, poți să faci un gest frumos și atunci când vii într-o stație OMV, să le spui doamnelor sau domnilor de la casă că vrei să donezi, nici nu știai asta, fii atent, uite, fii atent la mine că nu știi ce spun. Donezi 300 de puncte din punctele tale, OMV pune și el 300 de puncte de la el, că dacă ai donat tu, donează și el, și 600 de puncte în aplicația MyStation costă plantarea unui copac. Deci dacă voi vreți să faceți un gest într-o zi și e vorba aia cum se spune, știi, într-o viață să plantezi un copac, să faci o casă, copii și așa mai departe, poate n-ați avut timp până acum să plantați un copac, se ocupă OMV, veniți cu telefonul, pac, luați 300 de puncte, ce faceți azi, domnilor, de la OMV? Nu faceți? Ia plantați un copac, v-am dat de lucru. Deci e o chestie foarte bună. Și acum să prezentăm invitatul, este Răzvan Cirap, un super pasionat de off-road și overlanding, atât de pasionat încât și-a deschis un magazin care se numește GTC Auto, unde are și service și vinde foarte multe accesorii de off-road și le și montează, că asta este un lucru mare în România, să ai și magazin și să și montezi piesele pe care le vinzi. Și o să intrăm în detalii mai pe parcursul podcastului despre treaba asta. Și pe lângă faptul că a făcut acest magazin cu service, se implică foarte, foarte tare în tot ceea ce înseamnă organizarea de competiții motorsport în România, în campionatul național de off-road. Este un partener de nădejde de foarte, foarte mulți ani. O să discutăm despre mașinile de off-road, despre competițiile auto de off-road din România, despre cum au crescut, ce s-a întâmplat de-a lungul anilor. Vorbim despre service, vorbim despre ce mașini trebuie să-ți iei, despre noile tendințe în off-road și overlanding și așa mai departe. Bine ai venit, Răzvan, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația la noi la podcast aici în benzinărie. Salutare! Salut! Mulțumesc că m-ai invitat! Cu mare drag! Haideți să vorbim. Să vorbim despre off-road și despre pasiunea asta ta. De când a început? De 20 de ani. 20 de ani, da. Exact de 20 de ani. Și țin minte și acum, practic, n-aveam nicio legătură cu off-road-ul. Evident, aveam un service auto și întâmplarea a făcut să vină la noi Florin Radu, la vremea ce era președintele off-road-ului, practic unul dintre întemeietorii off-road-ului în România, Floiota, cum îl știm, și a început să-și facă mașina de concurs la noi. Ok, Alex Miu, pe care îl știi bine, șeful halei de off-road de la noi, a devenit mecanicul de competiție al lui Floiota și aveam o mică problemă. Joi pleca la concurs cu mașina, cât de bine știam noi să o facem la vremea, și luni dimineața o găseam în poartă, efectiv terminat. Roți, zburate, ne apucam de ea. Venea și Floiota și bineînțeles că punea un pic de presiune. Mă băieți, dar mai cu atenție, că iar mi-a zburat roatea. Acum nu înțelegeam exact ce face omul acolo la campionatul național de off-road clasă extrem. Cum era atunci extrem. Da. Și atunci, într-o de 1 decembrie, la un concurs la Câmpul Lung, mi-a dat mașina lui Land Cruiser 80, proaspăt vopsită, de 10 zile integral vopsită, și mi-a zis, Răzvane, hai să vezi. Ok, dar cu ce mașină? Eu aveam un RAV4. Era 4-4 și ăla, dar n-am. Și ce pe ea mașina mea,
când termină băieții de la Standard competiția, aveți că o să vină la Extrem să ne vadă la probe speciale. Ia-te după ei. Mm-hmm. Și atunci am stat la finish la Standard, au terminat primele trei locuri, hai că plecăm eu după ei. Luați-mă și pe mine. Dar era 1 decembrie, era gheață, era zăpadă. Prin urmare, Răzvan la un moment dat făcea off-road-ul inclus 80 proaspăt vopsit, pe un pârâu pe urcare, ceea ce acum știm ce înseamnă, da. La vremea aia nu era foarte clar, și practic eu, ca să stau cu băieții alții, trebuia să dau mai tare. Și seara s-a povestit lui Fleu, dacă mașina lui zbura prin toate părțile, deci noroc că n-am lovit-o, dar ce am făcut la mașina aia de frică, știi, dă-i de frică. Da, de frică. Ăla a fost botezul. Mi-a plăcut atât de mult încât evident că mi-am cumpărat un Land Cruiser 90, după care altul și altul și altul și altul, și de aici povestea. De aici povestea. Bun. Ai participat în competiții de off-road? Da, la vremea când am început, evident că eram pe competiții, în mod special. După aia am început să mă implic în prepararea mașinilor de 4x4, când am deschis servisul din Popeșle Ordeni, actuala locație, noi făceam mai mult mașini de concurs. Deci în alea 8 elevatoare, 3 hale, pline de mașini de concurs. Practic veneai cu mașina ta normală să o facem, n-aveam loc pentru că erau blocate mașinile toate elevatoarele. Okay. După care au început și probleme, hai să zicem, un pic legale, pentru că mașini tăiate, țevi și așa mai departe, servis nou-nouț, venea rarul în continuu să te întrebe ce mai faci, nu prea aveai voie. Prin urmare, au apărut anumite probleme și din punctul ăsta de vedere și am renunțat să mai facem mașini de competiție, în sensul ăla de tăiate, roll cage-uri, etc. A coincis, recunosc, în 2010 și cu un accident al meu într-o competiție la Cluj în care am țintit un copac și l-am și nimerit și cu mână ruptă, cu două operații, cu nu știu ce. Și mi-am dat seama că chiar o mașină bine făcută, cum era a mea, făcută ca pentru mine, eu sunt mai fricos de felul meu la off-road, recunosc. Deci era bine făcută, avea țeve, avea de toate. Și ca să vezi că s-a întâmplat întâmplarea. Și după care mă gândeam, da, ok, conform legii nici nu prea ai voie. Țevi. Acum, sigur că la vremea nu se știa exact, acum se știe, e campionat național, acum lucrurile sunt clare, mașina merge pe platformă, atunci era încă o zonă de pionierat. Da. Și cumva ne-am dus dinspre zona de competiții în sensul de prepara mașini tubulare, hai să zicem așa că le știe lumea, da. La preparat mașini de off-road în general. Și de acolo a început nebunia, am început să import piese și acum, da, avem stocuri de 1 milion de euro, pot să mă lau cu asta, da. Pentru că sunt niște stocuri imense, toată munca noastră este în stocuri de piese. Facem foarte multe mașini, vindem o grămadă de piese la toată lumea din România care se ocupă de off-road. Și deja pasiunea mică a devenit dita mai... Cum simți tu că au evoluat lucrurile în ăștia 20 de ani? Că totuși, na, sunt 20 de ani. Adică având și magazinul, vânzând și piese, organizând și competiții de off-road, atât pentru amatori cât și pentru profesioniști, că noi trebuie să le explicăm oamenilor că la aceste competiții pe care voi le organizați sau sunteți parteneri la anumite etape de campionat, pot participa și amatori. Adică nu e, nu știu cum sunt, nu știu, în campionatul național de raliuri, să zicem. Da, da, unde trebuie să ai școală, atestat. Sunt toate, da, cu atestat, da, și așa mai departe. Aici, în campionatul național de off-road, sunt niște categorii pentru open, extrem și așa mai departe. Și există și o categorie pentru începători, ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că, na, eu am o vorbă, știi, ca să vinzi o mașină să-ți faci test drive cu ea. Adică e destul de greu să... îi spui omului să-i creezi niște așteptări fără să atingă lucrul respectiv. Și atunci, dacă oamenii începători vin acolo pe un traseu clar, mult mai ușor decât participă cei și controlat, pregătiți, adică cumva și el se simte protejat, că nu dă de o gaură, de o ruptură, de o, cade într-o prăpastie, da, Doamne ferește. Așa se bagă microbul ăsta, știi? Să faci niște urcări, niște coborâri, să vezi niște lucruri pe care oamenii în general cu mașinile lor nu le fac. Pentru că știi cum e, bă, nu mă duc pe acolo, că dacă, Doamne ferește, rămân, sunt lucruri pe care nu le știu. Și atunci, în aceste etape de campionat, și nu numai în etapele de campionat, mai sunt și evenimente care nu fac parte din campionatul național, dar se organizează evenimente de overlanding, de off-road, de trial, de așa mai departe, există și această categorie pentru începători, unde poți participa. Sumele de participare sunt modice, adică nici de cum nu reflectă ce înseamnă organizarea unui eveniment de genul ăsta. Și puteți participa, măcar să vedeți dacă vă place, dacă vi se pare cool. Poate unora nu le place, poate au niște experiențe, alunecă mașina, pune frână, vede că nu se oprește, nu se duce unde vrea el și așa mai departe, trece printr-o, nu știu, experiență de genul ăsta, se sperie foarte tare și zice, bă, nu vreau să fac chestia asta. Dar asta era întrebarea, cum vezi tu că a evoluat fenomenul în cei 20 de ani în care tu ești implicat activ de fiecare dată, în fiecare an, ai multe evenimente. Așa e,
Clar, evoluția este fabuloasă, de altfel asta e o evoluție a societății în general. Știi? Dacă atunci clasa extrem se făcea cu niște mașini care acum sunt de clasa challenge, sigur că eu vreau un pic să demontez și eu vorbă mai nou, oamenii care s-au apucat mai nou de off-road, evident că este off-road-ul pe care îl știu și este foarte ok. Dar întotdeauna ți-aduce aminte de cum se făcea și se face o comparație. Și aud de multe ori faptul că păi standardul de atunci e... Nu, scuze, extremul de atunci e standardul de acum. Ok. Nu e chiar așa, pentru că mașinile de atunci de extrem poate sunt ca mașinile de standard de acum, okay. Dar totuși, la vremea aia, cum era cu Floyota, că mi-au aminte și acum, la proba aia specială, când am ajuns-o cu mașina lui să-l văd, ce însemna probă specială? Erau la vremea aia pe echipe, de două mașini. Da? Și celebrul Neta, Mihai Doxan, așa era celălalt pilot, practic ei au ajuns al doilea echipaj acolo, practic nu s-au dat jos din mașină să vadă ce se întâmplă și se întâmpla ceva, o coborâre în cap pe... Era iarnă, era 1 decembrie. Pe dreapta era prăpastie. Deci noi, na, eu ca începător ziceam, frate, dar ce o să facă ăștia? Cum se asigură? Să vezi acum, primul echipaj care frații Chirali au ajuns primii, s-au legat cu șufe, s-au asigurat de copaci, au dat drumul asigurat la vale. Și ăștia ai mei stăteau în mașină, stăteau de vorbă cu noi, știi? Și la un moment dat, când, ok, s-a liberat drumul, pe stație, flotea aici lui Neta, ce Neto, ne dăm și noi? Da. Ne uităm la ce? Hai! Și au dat drum. Și când și-a dat drum, evident că a constatat că nu e bine. Și ca să oprească o mașină care o ia la vale necontrolat și asta, a început să lovească ușor copaci. Adică se sprijinea un picuț, un copac pe la altul și... asta este o chestie extremiști la vremea aia, cu mijloacele tehnice de atunci. Băi, chiar erau extremiști. Acum, sigur că da, există 6 clase în campionatul național. Standard A, standard B, după capacitatea motorului, până în 2000 sau după 2000. Challenge. Înseamnă standard modificat, pentru că niște oameni și-au pus la patrol și-au pus motor de BMW. Okay. Și nu mai intrau în clasa standard B. Și atunci mi s-a creat un challenge care sunt niște mașini extraordinar de bune. După care există open-ul. Mașina deja tubulară, când deja traseele sunt foarte open grele. Open-ul unde nu mai ai limite, cum ar veni, modificarea mașinii. Nu? Păi peste open există și extrem. Ah, okay. Deci open-ul încă este ce un vrei. Pic, da, okay. E complicat, dar are niște limitări tehnice, okay. Le putem povesti. Și după care clasa regină extrem, unde acolo nu există, chiar nu există limite. Okay. Săracii nu se pot plânge prea tare că le-ai dat greu. Că nu există o rețetă, știi? Cam cât îți dau la extrem. Greu? Nu, stai. Vreau să înțeleagă oamenii ce înseamnă greu. Greu înseamnă, foarte greu. Greu înseamnă că oamenii au trecut cu aceste mașini tubulare care cântăresc, nu știu, probabil 1500, 2 tone, 1500, da. Nu știu, 1300, pe acolo de kilograme. Au trecut niște versanți cu mașinile agățate pe folii, pe de-asta, pe o șupă. În Franța, ce ai văzut, adică, o chestie în Franța? Da, niște chestii la extrem. Aia e o nebunie. Au făcut-o teleferic, mașina teleferic. În cap la kamikaze. Adică, acolo n-aveai cum să cobori decât dacă te asigurai cu troliu din spate și îți dădeai drumul efectiv în troliu, pentru că dacă troliu, nu știu, dacă Doamne ferește, nu ținea frâna la troliu sau se, nu știu, rupea șufa. Da, pe atunci s-a rupt, la Liviu Iornean s-a rupt. Cădeai în cap, adică cădeai niște metri, adică, nu știu, cum să spun, probele de la extrem sunt atât de extreme încât nu poți să le faci doar cu mașina. Da, trebuie să vezi ca să crezi, știi? Da, adică, da, da. Wow. Iar băieții care se dau fantastic. La extrem sunt fabuloși, pentru că odată au curaj, clar, au curaj, dar trebuie să aibă și tehnică. Că știi, dacă ai doar curaj, ok, se termină repede curajul, că îi faci ceva. Plus că mai vorbim de investiții financiare, care deja vorbim de bugetele, cum se alocau banii atunci, nu neapărat că oamenii nu aveau poate bani la vremea respectivă, dar nici nu... Da, nu știi de ce trebuie să bagi 100.000 de euro într-o mașină. Da, pe vremuri, nu știu, era altfel. Erau niște oameni care își pregăteau niște mașini. Eu acum vorbesc din toate categoriile, și drag racing și așa mai departe. Erau niște oameni care își pregăteau niște mașini cu niște bugete limitate în funcție de vremurile respective. Dar existau alți oameni care aveau bani și puteau să cumpere o mașină de serie și să fie pe acolo cu niște mașini pregătite. Știi, acum... Nu mai poți să cumperi nicio mașină de serie să te bați cu oamenii ăștia care sunt în categoriile de top. Da, la orice ramura motorsportului. E diferență de la cer la pământ, ce era acum 20 de ani și ce e acum. Adică mașinile, cum să spun eu, foarte pregătite din clasele extrem de la off-road nu mai pot fi atinse cu nicio mașină de serie, nu. Oricât de bun ar fi. A fost o idee bună a mea, recunosc. De altfel și hobby-ul de care vorbești tu, începătorii, se numesc la noi hobby. Ok. Și am militat foarte mult, an la rândul, în care celelalte etape campionat chiar nu și-au mai dorit. Am introdus în campionat în 2015 sau 2016 obligativitatea să ai clasa hobby, după care s-a scos,
că sunt niște probleme, le putem și discuta ca și organizator când faci e hobby. E greu de organizat. E greu, oameni care n-au nicio regulă și nu știu despre reguli, totul să le impui niște reguli de siguranță, în primul rând, știi? Și după care am continuat să fac clasa hobby în fiecare an, pentru că este obsesia mea clasa hobby. Dar, la un moment dat, au apărut niște mașinuțe și anumite side-by-side, SSV. Ok, ok. Can-Am Polaris, ok. Da, da. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Și practic le-am adus la etapă de campionat național ca și clasă exceptată. Pentru că, într-adevăr, un pic complicat, dar vorbeam la federație pentru promovarea sportului. Hai să vedem. Și au venit 7 mașinuțe din alea. Mașinuțele alea aveau un avantaj. Că le iei de noi, că există variantă basic sau variantă echipată, e paie echipată, o cumperi mâine, vii la concurs. Mare avantaj. Nu stai un an, doi ani să faci o mașină de open sau de extrem. Și atunci au venit cei 7, i-am băgat pe traseul de open, cum era pe vremul la mine, cu probă de noapte, ziua cea mai lungă, complicat rău de tot, 190 de kilometri de off-road au avut în anul ăla, 24 de ore. Da, aș vrea să explic un pic aici ce înseamnă. Aș vrea să explic ce înseamnă un pic 190 de kilometri de off-road. Un pic, nu știu cât pot să explic eu așa și cât înțelegeți, dar eu, credeți-mă că mă chinui. Am avut ani în care am făcut 2 kilometri de off-road, off-road, nu open, ce fac oamenii ăștia, în 6-7 ore, 2 km. Cu trolieri, cu tras, a rămas ăla, multe mașini, dă-i. Deci, nu știu, 190 de... Adică, nu știu, hai să mai dau un exemplu. 80 de kilometri de drum forestier, 80 de kilometri de drum forestier, înseamnă o zi. Da. Înseamnă de la 9 dimineața până pe la vreo 4 după amiaza. Cam așa înseamnă. Că, na, te mai și oprești tu ca omul, mai faci o nevoie, mai stai să mănânci, că nu faci poți o poză, să stau un peisaj, în mașină da. De la 9 dimineața până la 6 după amiaza, doar să conduc, că trebuie să mă duc undeva. Deci, voi, dacă faceți o plimbare sau dacă vă duceți la vreun concurs sau dacă cineva organizează un eveniment la care vă spune că aveți un drum, un drum lejer, ușor, fără probleme, de 80-90 de kilometri de teren accidentat, trebuie să vă luați o zi. Trebuie să vă luați o zi și tot, iarăși din experiență, am învățat că dacă v-ați dus ieri pe un drum care a fost super lejer, a doua zi poate să fie extrem. Nu știu, nu vă duceți niciodată singuri în teren, nu vă duceți singuri și nu vă duceți niciodată neechipați, cum am mai făcut eu. Hai, că mergem, lasă-mă, nu iau mai fost pe acolo. Mai fost pe acolo. Alea, că nu avem nevoie, nu e problemă. Și am rămas ore și așa mai departe. Deci asta așa, pe lângă subiect. Și continuăm cu povestea cu băieții la SSV. 7 mașini au venit, da? Da. S-au rupt toate. Rău. Bun, au avut și noaptea de... La un moment dat mergeau noaptea, erau parecum începători, erau pe clasă de open. Și mă uitam, erau pe înclinare laterală, se bloca suravenă și a trebuit să meargă, s-a uitat la un concurent care a luat-o pe celebrul Loții de la Sighișoara, care om a fost extrem la viața lui și a găsit o laterală. Care-i problemă? O luăm pe acolo. Băieții cu SSV-urile și noi pe acolo. Și eu mă uitam, era noapte, și vedeam bara de LED de deasupra, știi? Și vedeam bara de LED că stă așa. Da. Și mă uitam, înclinarea pantei o vedeai după bara de LED. Da. Sâmbătă seara, după toată nebunia aia, după concursul respectiv, erau toți la o masă. Erau pe veselie, pe destindere de asta. Eu mă și feream să mă duc pe aproape. Era frică să întâlnești. 7 mașini s-au rupt toate, erau praf, dar daune, nu așa. Da. Adică nu de lovituri, dar tehnic, n-au rezistat. Da. Planetare, ordine, ala. Când m-au văzut, au venit după mine, știi, la genul ăla, bă, să fug sau să mai aici, știi? De-aia au venit să m-au luat pe sus, m-au îmbrățișat, m-au adus la masă la ei. Zic, bă, îmi cer scuze, am înțeles că a fost jale. A fost înmormântare la voi. Ce? Nu, Răzvane, îți mulțumim pentru experiența asta. Și tot, că știi, nu știam cum se iau. E glumă, urmează și bătaia. Sau... Aș vrea să iarăși să explic aici un pic lucrurile. De ce? Eu vă spun din poziția organizatorului de evenimente de genul ăsta, nu așa, nu știu, tari și grave cum face Răzvan, dar la limita noastră, oamenii în general, înainte de o competiție de genul ăsta și așa, sunt foarte montați și cer să fie cât mai greu. Asta vor oamenii. Unora le e frică și nu prea greu, dar alții vin setați. Domne, să fie greu. Dă-ne să ne rupi. Dă-ne acolo să fie greu. Da. Probabil își și doresc niște experiențe super cool,
Și probabil și doresc să, să pun în evidență faptul că ei sunt mai buni șoferi decât ceilalți. Și atunci au nevoie de niște probe grele ca să facă diferență. Bun. Da, aici erau oameni care toți aveau mașinuțe noi, 40-50 de mii de euro. Erau oameni care nu suferau poate atât de tare la o pagubă, da, ca față de un băiat care își face cu 3.000 de euro o mașină de concurs, aici la standard și orice daună doare la buzunar. Da. Dar eu privit-o ca pe o experiență atât de mișto și azi nu știam că noi putem să facem așa ceva cu aceste mașini. A fost atât de mișto experiența încât am vorbit cu Andrei Ungureanu, care era unul din, era la al doilea lui concurs, a fost la lopătar la Tony, la o cupiță, la o cupa lui Tony și după care a venit la etapă. Și împreună cu Andrei am început să studiez, ok, pentru că regulamentul nostru nu mai era la fel cu side-by-side-ul, side-by-side-ul are alte, ok. Na. Și a trebuit să adaptăm și am băgat în campionat, am convins ceilalți celelalte cluburi să băgăm în campionat. Și de atunci side-by-side-ul SSV, Open SSV există ca și clasă în campionat și este ceva fabulos pentru că arată bine mașinile alea. Cum am băgat la Open, iar interesant, cu acest Andrei și cu prietenii lui. Bun, zic, cam la ce nivel? Că a fost greu la Open, v-am rupt. Zic, hai la standard. Zice, păi da, la standard cum e? Zic, mă, cred că e mai pentru voi, mai pe alergătură. Și atunci le-am dat roadbook-uri de standard la Srata Monteor, unde fac GTC Trophy. Le-am dat roadbook-uri de standard, că ei se dăduseră deja la Open, nu? Și aduceți-vă acum și la standard. În noiembrie s-au dat la Open, în aprilie s-au dat la standard. Mai era încă zăpadă în pădure. Deci pe zăpadă, standard, mă, e de ajuns. M-au sunat, nu ne trebuie, e prea puțin. Vrem Open. Și Open a rămas. Dar uneori recunoaștem că e greu la ei la Open. De exemplu, o mlaștină incredibilă. Au roțile mici. Au roțile mici, au niște trolii de-alea micuțe. Ei au alternatorul care nu e alternator ca la auto. Da. Și atunci dacă l-ai umplut au radiatoarele pline de noroi, nu mai răcește, nu mai se încinge motorul, mai încarcă bateria. Dar e pus să facă. Ai buget, îți cumperi un side-by-side, există, de exemplu, Aeronautica, vinde Can-Am, ok, deja și ei sunt parteneri ai campionatului național de off-road. Te duci la ei, vei vrea o mașină care să fie și un pic dotată. Ok, poți să o comanzi mai... Exact, îți dă o variantă deja dotată, ți-a venit, te-ai urcat în ea și te-ai dat. Da, mult mai simplu. Mult mai simplu, ai nevoie doar de bani. Iar mașinile de extrem și de open, că open-ul deja, hai să vedem și care e diferența. Open-ul... Practic e ca și clasa extrem, ca și mașinuță, te uiți, le arată la fel. Diferențele foarte clare sunt așa la punți. Puntea de la mașina de extrem poate să fie tip portal, zice, care are o gardă la sol de 42, 44, 45 de centimetri. Se iau de pe camioane Volvo sau Unimog sau... Da. Deci la Open ai voi cu punte portal și atunci ai o limitare clară de a trece peste anumite obstacole. Da, păi nu poți... Și în rest, mari deosebiri nu sunt. De multe ori... funcție de bugetul pe care le-ai să faci mașină de extrem sau mașină de open. De multe ori trasele de open sunt similare cu cele de extrem, dar sunt acele bucățele de extrem care fac diferența. Da. Eu am văzut acolo la Buzău, ce zice Răzvan, niște urcări. Era din capul satului, de exemplu, că apropo de... Sunt niște urcări acolo, de nu le poți face pe jos. Pe jos deci nu poți. Piciorul nu poți. Deci nu poți, îți trebuie, nu știu, dale, cu zimți, cu... să te cațe, să arunci cu ciocan de la să bagi, să te... adică, e atât de abrupt încât... Nu, e... Și copiloții, evident că nici mașinile de extrem să nu ne închipuim că o să urce pe toți pereții verticali. Doar că ei au deja în uzanță că, ok, nu pot să urc peste tot. Eu încerc la Buzău să le dau la limita de a urca. Ideal ar și ar fi. Cumva chiar să poți urca. Da. Dar pe de altă parte, ca organizator, e altă problemă. Ce faci dacă totul se dă din rost, nimeni nu trolează? Adică un concurs care pe vremuri ținea foarte mult. Acum ține mult mai puțin. Bine, este și o altă deosebire esențială, poate vorbim despre ea, pe vremuri se mergea numai pe roadbook, acel caietel cu niște acum desene și ai track-ul. Da. Practic, pe vremuri, e dacă rătăceam roadbook-ul, dura mult. Deci totul dura mai mult. Mergeai mai încet pentru că trebuia să nu ratezi poziția din roadbook. Acum vezi, ți arată la, vezi că ai ieșit după traseu, te întorci. Urmează-te o dreapta, deja te-ai dus în dreapta. Da. Și atunci se parcurge mult mai repede. Dar trebuie să le dai și ceva să mai întârzie, nu? Bun. Și apar aceste trolieri. Și acolo copiloții, navigatorii egal copilot, au o mare problemă. Trebuie să urce pe jos? Da. Adică trebuie să urce pe jos unde oamenii nu pot să urce pe jos pentru că e atât de abrupt. Și așa să lege mașina ca să poată să... Știi că eu când mașina mea, după cum știi, aia de concurs, era făcută cândva pentru extrem. Evident că acum, probabil că la Open, e printre cele mai proaste mașini. Probabil chiar cea mai proastă, dotată tehnic. Cu mașina, totuși, organizez trasele de Open și extrem. Pe de altă parte, sunt anumite bucăți care, clar, le-am făcut și eu cu mașina sau am adus o mașină de extrem pe care să parcurgă,
Bun, și când merg acolo să verific sau să scriu roadbook-ul sau să marchez, să văd, au mai căzut copaci, că se mai întâmplă, trebuie să cureți, da. Poate a căzut, trebuie să pui bandă sau mai pui un semn. Ok, deci trebuie să pregătești traseul. Și acele pante pe care le vor face și copiloții pe picioare, le fac și eu pe picioare. Și chiar l-am în cap pe George Croitoru, care mergeam și scriam roadbook-uri an de la, la rând. El stătea, el e mai masiv și asta, ok, bun, nebunia era mea, bă, mă duc și zicea, bă, da, ok, se vede de aici că e curată, nu-i copac, bă, eu parcurg totul măcar trebuie, pe jos, da. Adică în faza, da. Vine și mașina, acum da. E, ce să zic, eram patru labe, era praf, la un moment dat, efectiv, aveam 5 metri și nu puteam să ajung și am stat jumătate de oră ca să ajung, încă să mai fac 5 metri în concurs, în anul ăla. Am și acum în cap treaba asta pe exact aceeași pantă, pentru că era o pantă care era a cincea pantă de urcat. Deci, nu. Deci făceai asta de ore întregi, nu era prima. Era o echipajul, da, Claudiu Peștean, ții minte, și acum cu copilotul Paul Cioban. Și el ca și mine mai de la mai o vârstă, nu? Că sunt și puști copiloți care sunt gazele, urcă, vamă-te. Bun. Și săracul, nu, mai reușea, a ajuns acolo, la aia 5 metri ai mei și acolo a stat. Da. S-a dat jos pilotul din mașină, ai că a lăsat mașina cu spatele, care era deja pe pantă, a lăsat-o cu spatele într-un copac să proptească, s-a dat jos pilotul, a urcat cu troliu, că vorbim despre copilotul care urcă ca să pună troliu la, da. Acel motor electric, da. Sau în fine, la extrem, da. Mai electric, ca să te agăți de un copac, cu o șupă de copac, mașina, să protejezi, da. Copacul, să tragi mașina. Și a venit pilotul, s-a dus, i-a luat de la ăsta cârligul cu cablu sintetic, s-a dus, a pus pe copac, a coborât alpinistul așa, ținuse de cablu, foarte spectaculos, l-a ajutat și pe Paul să ajungă sus. Și spun sincer, când a ajuns sus, eu eram acolo, i-am întins o sticlă cu apă și mi-am cerut scuze. Paul, îmi cer scuze pentru treaba asta, pentru că o trăisem și eu. Și mi-am dat, da. Seama că, de, că el la genul ăla, zice, gata, s-a terminat off-road-ul pentru mine, nu mai vine niciodată, pentru că omul ăsta e off-roadist dintotdeauna, e organizator principal la Transilvania, da. Off-road trophy. E, deci nu era că n-am mai văzut. Dar deja știm, e prea mult. E, da, e prea mult. Ce să zic, probele cresc în dificultate pentru că și materialul de concurs crește și atunci... Și concurenții, n-aș... aici dacă spirala... Prea ușor... Sigur, spirala și în armării. Prin asta, da. Că fiecare are o, da. Armă mai bună, tu fac și o armă mai bună. Corect. Și atunci primii spun, a, cam ușor, cam... Dacă mai e și uscat afară, cum a fost anul ăsta, da. Și nu prea e ploaie și asta... Și atunci tu ca organizator, bă, să mă fac de râs, ia să mai... Corect. Să și te uiți pe clasamente și vezi că așa mă uitam, mă, știi, extrem, ok, primii trei, pe acolo. Câte 3, mașini 4... sunt la extrem, în general? Nu sunt foarte 20, multe, 10? Per total, maxim, 15 care s-au 15. Dat tot anul, dar nu, okay. S-au dat la fiecare etapă tot, da, anul. Deci sunt etape și cu 6-7 mașini. Ok. Gândește-te ca organizator, tu pregătești clasa extrem care te rupe ca și efort de toate felurile. Și... Da, ți-ai dorit să vină mulți. La clasa standard, evident că sunt mult mai multe mașini. Îți vin la o clasă, poate 15-17 mașini. Ok. Adică la noi, la concursa noastră, au fost în total sunt 92, da, de mașini, dacă mă înșel, cu tot cu, da. Cu tot cu... Hobby. Cu hobby, da. Da, ok. Și revenind la hobby, oamenii vin cu bucurie. Oamenii vin cu o bucurie mare. Acum problema e mare a organizatorului, cum faci să nu le înșele așteptările, pentru că așteptările lor sunt de fapt, ei nu știu, e așteptări diverse. Da, eu am participat la, exact, hobby, am avut o așteptare atunci, Buzău, atunci aminte noaptea și te-ai trezit că n-a fost noapte. Nu contează, mi-a plăcut. Mi-a plăcut, adică am trăit experiența asta, mi s-a părut foarte tare și cred că e, adică, bine, eu am mai fost, știi, am mai mers pe munte, mai știu cu ce se mănâncă, dar oamenii care ar fi venit pentru prima dată acolo, cu traseul, cu checkpoint-urile de găsit, de pe copaci, cu toate chestia aia... Atmosfera de concurs? Da, atmosfera. Intri într-o atmosferă competițională, chiar dacă tu vii la hobby și zici, nu mă interesează, eu nu vin să câștig aici. Nu. Dar no. Pe parcurs ce începe treaba... Pac, băi, stai așa, mama, am ratat un checkpoint. Băi, cum l-a ratat? N-am văzut. Băi, îl vede, de exemplu, tu ești copilul, trebuie să te uiți pe copaci tot timpul să vezi și roadbook și nu știu ce, și îți vede pilotul un checkpoint. Câte am mai ratat oare? Dacă da, știi? Da, da. Adică e o chestie foarte tare, traseul care te ține ocupat o zi întreagă. Dar ne fim pe timp, că eu niciodată nu am făcut hobby-ul pe, da, timp. Da, nu e tocmai pe ca timp, să, da. Nu te încurajezi sau să te, da. Ca să te fure viteza. Da. Da, 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 și atunci, da. Dacă tu n-ai timp de parcurgere, da, și doar trebuie să fii atent, te mai oprești. Mai
nu da. Știu, să vezi o chestie, să fumezi o țigară, da. Să-ți mănci da. Un sandwich, să da. Ai văzut un peisaj frumos, te oprești, faci o poză. Adică mie mi s-a părut foarte tare experiența, mai ales că mai ești cu oameni acolo, cunoști oameni, discuți despre aceleași lucruri, aveți o pasiune comună, îți creezi relații. Poți face da. Afaceri, să ajungi să faci afaceri cu oamenii da, respectivi. Chiar se facă, bă, da. Ce de ce eu... să nu iei din comunitate dacă știi? Poți să... Ai nevoie adică... de un avocat? Ok. Cine e avocat? Da. Adică X, da. E o chestie care merge mult mai departe de, la, de, de faptul de... M-am urcat în mașină, am condus, m-am dat pe acolo pământ, a fost o experiență mișto. Da, nu, e mult mai mult de atât. Comunitatea oamenilor de la off-road, cum să spun eu, era cu totul alta și mereu am spus asta. De când i-am cunoscut pe oamenii ăștia, că întotdeauna oamenii de la off-road au fost altfel față de alte comunități, poate chiar și de comunitatea moto, care este super strânsă și se ajută între ei și fac lucruri și așa mai departe. Comunitatea asta off-road-ului pe mine m-a impresionat, plăcut față de restul lucrurilor și am pus-o pe seama faptului că mașinile de teren erau niște mașini mai scumpe și cu mai multe subansamble așa de întreținut și în general nu le achiziționau puștii acum 20 de acum ani. Acum mulți ani așa era, da. Erau da, da, pentru da. Oameni trecuți de 35 de ani, da, da, să zicem da, așa, da. Care aveau o situație financiar, da. Financiară mai ok și vedeau lucrurile altfel, nu căutau viteză, adrenalină, chestii de genul ăsta. Pe lângă ei întotdeauna exista copilotul care putea să fie tot un prieten, tot da, de vârsta aia, da, tot de capa da, financiară da, similar da. Sau... cineva care pur și simplu iubea off-road-ul și da. Sau aducea un mecanic cu tine, era o soluție foarte bună să ai copilot mecanic, da. Pentru că se strică mașina în pădure, ce faci da, dacă e. Copilotul e și mecanic? Și atunci s-au sudat niște echipe, niște oameni în campionat au devenit copiloți cu experiență, foarte stimați, căutați, lăudați și... Da, ok, chiar apreciați, dar e greu dacă nu ai un copilot bun. Sunt copiloți plătiți în campionat? Da, 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 da. Asta era o discuție pe care da, o tot aveam. Da, da. Deci, că acum intrăm în discuția asta cu partea financiară în campionatul național de off-road, ca și în toate campionatele pe care noi le știm din România, premiile nu sunt în bani, adică nu se câștigă niște sume de bani dacă ești tu campion anul ăsta, ai câștigat 20.000 de euro spre deosebire de, eu știu, campionatul național de raliuri, unde nu se câștigă 20.000 sau la drift, sau la moto, sau așa mai departe. Deci, cum să spun eu, nici aici nu sunt, nu se câștigă bani din chestia asta. Investițiile sunt și aici, o mașină de extrem, cred că ajunge la 200.000 probabil. Nu, n-ajunge la 200.000, dar ok, la nivelul de acum, da, te poți duce și la 100.000. Oricum, este vorba de bugetul să o faci, și bugetul să te să dai. Te dai, da. Că și aici câte și etape cum te sunt. Dai? Te dai la rupere, la locul întâi sau te dai la menajat să material? Să protejezi mașina, da. De asta zic, partea financiară, nu, adică să nu credeți că pe partea asta de off-road, dacă nu știu, veniți, sunt șanse mari să câștigați no, niște sume no. de bani, dar chiar și așa, sunt în această treabă, în această secțiune, sunt oameni care primesc bani pentru a face meseria respectivă, pentru că probabil, sunt căutați, pe la urmă, da, cerere foarte, și ofertă, da, nu? Sunt foarte buni, nu? Dacă da, sunt și buni, evident. Sunt, nu știu, tu mergi acolo și, cum să spun eu, copilotul îți strică competiția, te deranjează foarte tare, că tu ai băgat banii, probabil ai și niște sponsori în spate care așteaptă niște rezultate și atunci zici, bă, vreau să elimin partea... Da, 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 să o diminuiesc de mult, da, da, da. Oricine să... poate greși, orice copilot poate Doamne greși, ferește, orice e... organizator poate greși roadbook, deci greșeala da. Apare. Nu, este asta evident, nu e... dar și când apare greșeala, contează mult experiența copilotului, navigatorului. Da. Cine o găsește primul, are un avantaj. Da. Partea că poate de... atunci la când se greșește, apare... Partea de copilot, mie mi se pare foarte complicată. Mie personal, mi se pare mai ușor să fii pilot decât copilot. Da. Eu nu pot să fiu copilot. Am încercat și nu pot. În lumea noastră, foarte mulți piloți au devenit copiloți. Pentru că n-au mai avut mașină de concurs și au constatat că e fain și să fii copilot, până la urmă te duci la aceeași competiție, socializezi, stai cu băieții corect. Seara, corect. Totul e bine și frumos. Bugetul nu mai e al tău să te chinui corect. Tu, pilotul da. Are chinuiala lui financiară și atunci sunt foarte mulți oameni, uite, Tsuparu. Bine, Tsuparu acum a venit la GTC din nou ca pilot, dar ani de zile ele poate fi pilot să câștige concursul. Da. Pe fapt la GTC Trophy anul ăsta la extrema la locul 2, ceea ce
A fost foarte ok. Și nu numai el, adică sunt oameni care chiar își regăsesc pasiunea și ca și copilot. Eu nu pot, am încercat, e genul ăla, știi, aulă, știi? Adică, trebuie să te detașezi, să ai încredere în pilot. Asta clar. La viteza care se merge acum, la clasele standard, de fapt la toate clasele. Deci este incredibil cât de tare se merge, un fel de rally ride, că hai să explicăm și asta. Există cu mașini 4x4, off-road și rally ride. Okay. Lumea știe de rally ride pentru că Dakar, pentru că au mai auzit. Okay. Off-road-ul acum lumea auzit de off-road, dar nu știe exact care e diferența. Okay. Rally ride-ul presupune să parcurgi cu viteză cât de mare și chiar sunt viteze mari, niște trasee cu un grad de dificultate, să zic mediu, din punctul comparat cu off-road-ul, mediu. Off-road-ul are grad de dificultate cât mai mare, iar viteza de parcurgere este mică. Mică. Adică poate să fie concursuri dacă plouă și este deranj mare în pădure, poți să ai și 8 la kilometri la oră, medie orară. Pe la rally ride cât ai? 150 sau cât ai? Da. Și rally ride-ul e pe distanțe mai clare, adică distanțe, pentru că nu poate să-ți dea în tortochiar de alea așa, ești pe viteză. E pe lung. E pe lung, exact, e pe lung, ăsta e cuvântul lung. Da. Și vezi clar intersecțiile, știi, pe un soiei, În off-road este mingicăreală, cum zic eu. Prin pădure, stânga-dreapta, stânga-dreapta, te tot amețesc pe acolo. Stânga-dreapta și mai ai niște secțiuni de legătură acolo. E mai dai și acolo tare. Da. Acum e altă, se îndreau în alta. Ce ne facem când pe secțiune de legătură dai tare? Și ai limită de viteză, nu? Ai. Pentru că după ce secțiunea de legătură e un drum forestier. Că noi nu... și drum forestier poate să vină un cineva care cu o căruță care niște lemne sau nu contează. Trebuie să înțeleagă că la ciuperci, la aia. E destul de greu să securizezi o zonă atât de mare și în pădure, exact cum spui, vin oameni care culeg ciuperci, vin oameni care fac picnic, vin oameni care plimbă câinele, vin oameni care dau frisbee-ul. Asta e oricum o problemă noastră, eu recunosc că dacă la raliuri, nu, la Poiana Brașov, clar, se blochează drumul de Poiană, se pun 7.000 de oameni de securitate, jandarmi, etc. Bun. La noi în pădure cum? Indiferent cum ai încercat să faci, pădurea are atât de multe drumeaguri, că oamenii au intrat cu căruța în pădure să iau un lemn de când de pădurea. Da. Acum intrești cu mașini. Deci oricum poate să intre pe oriunde, treaba lor, ei știu mai bine ca tine toată n-au pădurea. N-au voie să intre, dar ei intră. Pot să intre. Se poate întâmpla. Da. Și atunci, e o problemă reală. Pe de altă parte... încercăm să securizăm partea asta de drumuri pe care le știm că sunt circulate. Sigur că concurenților nu le place în mod special treaba asta. Cred că anul ăsta la GTC Trophy am avut clar 15 km, poate spre 20 de km de limitări. Inclusiv prin sate, limitarea cât crezi că e? 20 la oră? 20 la oră? Care este penibil. Băi, stai mă, cum îi pui cu 20 la oră? Știu ce zici, dar eu îți povestesc o fază, dacă vrei, organizat de mine. Eveniment, sunt tur printr-un sat. Când am organizat evenimentul, eu am trecut normal pe acolo, n-am avut nicio treabă. Satul era de oameni mai închiși la culoare, înțelegi? Nervoși. Și nu mi-am dat seama, știi? Că, vezi tu, de asta zic, în viață ai de învățat tot timpul lucruri. Eu nu mi-am dat seama, eu am trecut pe acolo normal când am făcut traseul, n-a fost nicio problemă. Problema a fost când am venit cu concurenții care au... Erau mai nervoși, pădure, și când au ieșit din pădure, treceai prin satul ăsta, în satul în care era pus numai criplură de aia pe jos, mai pietriș, știi, în tot satul. A trecut prima mașină mai repede, cu 40 la oră, a făcut niște praf. A trecut a doua mașină cu 50 la oră, mai mult se praf. Se aruncă și niște pietriș. S-au ofuscat toți oamenii, au aruncat cu topoare, cu bâte, le-au spart geamurile la ăștia cu mașinile, ăștia s-au panicat, au început să meargă mult mai repede, că îți dai seama, au ieșit ăia, dă-i să fugim de aici. Și a venit Toyota 47V8 albă, așa, ultima, ieșind din pădure, lejer, relaxat. Adică și tot satul era cu furci, cu topoare pe cai. Bă, pe cai. Era nota de plată la tine, știi? Și am zis, zic, ce fac? Apăs accelerația și trec prin ei? Sau ce fac? Înțelegi? Da. M-am oprit și am venit așa pe mașină. Am și eu copil, vă înțeleg perfect. Asta a fost primul lucru pe care l-am zis. Da. Vă înțeleg perfect ce s-a întâmplat. Nu le-am zis că sunt organizatorul, că dacă le ziceam... Asta vrei să întrebi și le-ai spus să-ți facă nota de plată. Au venit ei, au făcut. Dom'le, te înțeleg, stai că am și eu copii, că nu știu ce. Dom'le, că treceți mai încet. Oamenii aveau dreptate pe de-o parte. Oamenii aveau dreptate pe de-o parte. Deci limita de 20 în sate e mai mult decât normală. 20-ul nostru e cum? Prin noi... Concurenții din campionatul național de off-road, asta înseamnă etape de campionat național sau cupe, care au un grad mai mic de
nu, că nu de importanță, că sunt importante. Da. Da, ok, etapă e etapă, e clar. Da. E la rigoarea respectivă, acolo sunt foarte multe reguli. Practic, tu mergi ca și concurent și obligatoriu înregistrezi pe unde ai mers. Ai, dacă da, nu predai tracul, da, da. Tracul, nu predai tracul la final, în termen de jumătate de oră de la finish, nu contezi, nu punctezi. Practic, nu... Da, vei fi depunctat, pentru că la orice sport există penalizări. Okay. Nu? Există timpul de parcurgere care trebuie să fie cât mai mic, după care încep penalizările, care de evident că sunt da, triste. Da. Ei, și atunci, la viteză, noi știm exact, pentru că organizatorul spune început limitare viteză, sfârșit limitare viteză și care e viteza, iar arbitru, care este arbitru de la Federația Română da. De Automobilism Sportiv și Comisia Națională de Offroad, obligatoriu verifică toate astea. Corect. E, în clipa în care tu ai depășit, dacă eu ți-am dat 20 la oră, poți să mergi cu 29, okay. Adică am zis să... Ai o limită da, de 10, ok? E un pic complicat. Ca la radarul poliției. Exact, dar din clipa în care ai de la 30 încolo, te penalizăm. Okay. Dacă tu ai depășit deja mult, adică loc de 20 te-ai dus la 50, okay. Deja ai șanse să fii dat afară din concurs. Okay. Ceea ce s-a și întâmplat acum câțiva ani cu Nicu Burada, de la GTC Motorsport, la clubul nostru, din Buzău, campion național de off-road la clasa lui, un an înainte, a câștigat în anul respectiv la GTC. Dar a pierdut pentru că... Și a fost dat afară, descalificat. Acolo a fost altă speță, că săracul înainte era pe medie. Nu? Avea un kilometru și de la intrare până la ieșire se facea media. În anul respectiv se schimbase regulamentul, iar copilotul lui Traian Mărăcineanu era organizator împreună cu mine. Și atunci a luat un alt copilot. Acel alt copilot, luat pe, acum da. Hai și cu mine, okay. N-a știut treaba asta. Și ce anume? Pic, vârful. Că ne-am zis așa. Da. A fost speța lui. El avea probleme cu radiatorul, era spart, nu știu ce. A avut o fântână, era pe limitare, a pus apă. După ce asta și-a pierdut vreme s-a pus apă, a mers dau mai tare ca să exact. Media să fie ok. Și-a dat un ceva mai tare, că n-a mers cu 100 la oră, îți da, dai seama. Da, am înțeles. Și care, încă o dată, pe un drum în care e în sat, lumea merge cu 50 la oră. Da. Și el, săracul, a ieșit din acea limită, că noi peste 30 la oră în plus față de ce ți-am dat, da, afară din concurs. Da. Aia e? Pe locul întâi. Regula e regulă. Da. Dacă ar fi știut-o că s-a băgat și vârful, că el a avut media orară ok, da. Dar a avut un vârf. Da. Apropo de, și e o rigoare. Iar legat de ce 20 la oră, că eu ca organizator pot să pun 20, 40, deci nu mă, da. Comisia Națională de Offroad nu spune cât să pun. Da. Okay. E vorba de a arăta sătenilor că avem bun simț. Exact ce ai spus tu. Da, mergem față. Încet, nu facem da. Praf. E la un moment dat, bă, da, ăștia, că le văd copiii, hai, dă-i viteză, fraiere, ce stai așa încet? Da. Se nu vede se treaba asta, uite ce încet stăm. Da. Și atunci noi nu ne concurăm în sat. Corect. Da, sau oamenii... pe un drum forestier, sau da. Pe un drum de acces, cum avem noi la Buzău, spre sondele Petrom. Ok, poate vine o mașină de la băiați la servici. Corect. Atunci acolo avem 30 la oră, nu chiar 20, că da, nu poți da. Să mergi chiar nu cu 20 la oră, 5 km. Da. Da. E, încercăm să fim, să zicem așa, cu bun simț. Acum, sigur că incidente mai pot să apară când apară. Discuțiile oamenilor, că asta vorbeam înainte să dăm drumul la camere, de oamenii care comentează la anumite clipuri că ai stricat ouăle de salamandră din râu. Asta trebuie să o discutăm și pe asta, că la campionatul național de off-road, în mod normal, adică nu se trece prin râuri. Nu se trece prin râuri, exact. Avem, sau pe de-a lungul râului, să zicem așa, pentru că există drumuri care traversează pârâul, că orice drum forestier traversează pârâul. Da, adică pe acolo e drumul. Acolo e drum. Cât trec toate mașinile pe acolo, putem să trecem și noi, dar oamenii trebuie să înțeleagă că în campionatul național de off-road, râurile nu fac parte din probleme speciale, adică nu se... Da, cândva ne plăceau, recunosc. Doamne erau ferește, foarte faine. Face parte și asta da, din și era un râu care de fapt nu era râu. Da. Deși la un moment dat ții minte tatul. Ți-ai aminte Transilvania Adventure Trophy. Da. Concurs internațional, 100-120 de mașini din toată Europa. Și acolo organizat de inclusiv și de Floiota, altă dată era concurent. Și au avut probă specială prin râu. Eu eram începător acolo, iar mă uitam, nu înțelegeam, ok, aveau jaloane, deci intraseră în apă până la piept și au pus tot felul de jaloane care ieșeau din apă, deci tu aveai niște porți, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Și acum noi de pe mal, ce mă, da, acolo e apă mare, că se cam vede, că nu veni să încă în prima mașină. Ok, și când au venit la vremea noi, ca acum, cu snorcle, toată lumea, unii aveau, unii n-aveau, străinii, de exemplu, n-aveau. Și li s-a zis, nu intrați fără, pentru că, pentru cine nu știe, un motor funcționează cu aer de afară și cu combustibilul care vine, combustibil benzină sau motorină. Dacă intră apă pe admisia de aer, în loc e de o problemă. Șoc hidraulic, se strâmbă piele, pala, revedere motorul. Da. E, deci, practic, dacă tu ai admisia de aer sub capotă și apa acolo era clar peste capotă, erai
Și era acum, moarte cum, sigură. Cum au jucat-o pe asta? Că noi chiar eram foarte... Că veneau unii fără snorkel. Snorkel este o tuburatură de aer care prelungește, se duce la nivelul da. Plafonului și atunci se văd filme interesante da. Pe internet, că la un moment dat mare intră atâta ochii. Da, da. Exact, bun, ok. Ce au făcut ăștia? S-au dus în satul de alături, că era probă specială, puteai să te oprești înainte și pe a intra în proba specială. S-au dus în satul de alături, au cumpărat furtunele de la aspiratorul țesătenilor, era prin 2007, au venit cu furtune cu, da, pe da, aspirator și au pus acolo cât au putut, i-au peticit ca să nu intre pe lângă. Iar admisia, cei care n-au făcut nici așa, și-au pus o pelerină de ploaie în botul mașinii, ca să... pe logica că apa, că să nu intre pe da, sub capul direct, prin da. Grila de la radioanul, că era pelerina da. Pe tot botul. Se ducea apa așa. Dar evident că apa venea și de jos în sus. Și acolo, chiar știu, cu mașina lui Fliota, la un moment dat avea apa până la gât. Da. Am. Și era prin... Da, ok, am făcut și noi tot felul. Le-am... testat, am văzut feedback, am înțeles cum se joacă jocul, ne-am împrietenit sau ne-am... Da, e contract de... Cum dragă? E un parteneriat. Așa, sunt Rom cu Rom Silva. Practic, la momentul ăsta, Rom Silva, prin parteneriatul făcut cu Federația de Automobilism și Comisia Națională de Offroad, ne ajută și ne supraveghează. Adică, noi facem trasee, vorbim cu ei, pe unde avem voie, pe unde nu avem voie, pe acolo nu, că e pe pinieră, că pe acolo că e lăsăriș, că uite așa, că uite așa. Că... Ok, te duci. După care ai un track oficial al competiției, îl predai. Să-l vadă Silva, și oamenii. Îl vede, exact. Suprapun și ei peste hărțile lor și... Acum, na, nu poți să fie chiar la milimetru tot. Ne uităm cu lupa la da, fiecare, da. Dar încercăm totuși să fim coerenți, știi? Ce vreau să le spun oamenilor este că se ține cont de aceste lucruri, oamenilor care comentează că se distruge natura și așa mai departe. Eu cu ei vorbesc acum, nu cu ea care sunt de acord cu ce se întâmplă. Și vreau să le explic că se ține cont de lucrurile astea, exact cum spune și Răzvan aici, se sfătuiesc și se verifică de către Rom Silva, care e instituția... Da, prin ocolul silvic care respectiv, care oamenii au pădurare, fiecare astea. Știe, da. Deci sunt chestii de care se țin cont... Iar acum dacă, eu știu, s-a rupt un copac, s-a, nu știu, s-a călcat o floricică, o cel și așa mai departe, nu este un dezastru, nu este un capăt de țară. Sunt lucruri mult mai rele care se întâmplă în lumea asta, în ceea ce privește poluarea. Și n-aș vrea să vorbesc despre oamenii de la sate care au fost obișnuiți de-a lungul anilor să arunce gunoiul în râu. N-aș vrea să zic de ei că poluează mai mult decât poate să polueze concursurile astea și să strice în pădure. Dar asta vreau să vă spun, că nu e cazul să ne alarmăm și să ne agităm atât de tare că oamenii ăștia se duc și, eu știu, defrișează vreo 200 de copaci ca să organizeze ei ceva sau așa. Se ține cont de toate lucrurile astea, se respectă. Oamenii ăștia, în general, care fac off-road, overlanding și așa mai departe, sunt oameni care iubesc natura, da, sunt chiar, oameni da. Care distrug natura, sunt oameni care, în general, dacă merg la campinguri sau în overlanding-uri și așa, strâng gunoaiele. Strângem ce, deci, da, strâng gunoaiele și ale altora. Și ale altora, da, adică nu, eu le spun întotdeauna, dacă te-ai dus undeva în pădure, pleacă și tu cu mai mult gunoi decât ai adus, da, 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 da. Ca să simți că ai făcut un lucru bun. Nici nu contează că nu faci pentru nimeni, îl faci pentru tine, pentru sufletul tău, să te simți tu bine, că ai satisfacția un lucrului bine făcut. Nu știu câți dintre voi simțiți chestia asta, dar eu o simt. Când fac ceva, mă simt bine că am făcut ceva. Da. Și atunci faceți chestia asta pentru voi, nu pentru aia care aruncă pe geam. Că aia aruncă pe geam, că nu-i duce capul. Nu i-a învățat nimeni, nu și-a luat nimeni timp să le explice ce înseamnă... Și ne-a apostrofat nimeni ca da. Să simtă cumva ce înseamnă jenat. Lucrurile astea. Și atunci, de asta spun, mai există comentarii pe internet la aceste clipuri, că se mai trezesc cu oamenii care în spatele tastaturii și în spatele monitorului și al anonimatului fac tot felul de afirmații și așa mai departe, care au tot felul de interese. Poate ei vor să organizeze concursurile alea și atunci încearcă să bage strâmbe și să creeze atmosferă și așa mai departe. Eu vă spun că lucrurile sunt organizate așa cum trebuie, sunt ținute sub control, sunt afiliate FRAS, sunt în parteneriat cu Rom Silva. Ministerul Sportului, practic, minister, adică, e campionat național. Deci nu, ca orice campionat sunt natural, lucruri făcute pe genunchi, sunt oameni, așa cum îi vedeți, cu o vârstă respectabilă, cu experiență de viață, cu bani investiți în lucrurile astea, adică nu sunt așa, haide bă, mergem și noi acolo, ia uite bă, ne-a trimis la pădure, nici nu-l interesează de noi, nu știe de noi, nu știe cât suntem, nu știm cât ne-am întors, ce am făcut, ce s-a întâmplat. Deci toate lucrurile astea sunt organizate așa cum trebuie, campionatul ăsta de off-road se dezvoltă de atâta vreme, sunt, și se setează an de an, se îmbunătățește. Sunt foarte mulți oameni din toate categoriile sociale
Și asta vă spuneam, nu trebuie să vedeți lucrurile așa. Mă duc la un concurs, stai că nu mă duc că nu știu, stai că nu mă duc că n-am material de concurs, stai că nu știu ce. Nu, majoritatea dintre noi, și când zic majoritatea dintre noi, mă refer la toți iubitorii off-road-ului și overlanding-ului, nu cred că am început cu mașini de sute de mii de euro. Sau am avut, eu știu ce, nu știu, condiții și așa mai departe. Toți am început cu ce am găsit, cu cum s-a ivit, cu niște mașini ieftine care pe parcursul timpului au fost îmbunătățite, pregătite, vândute, upgradate, luate alte tipuri de mașini, că na, în funcție de nevoile vârstei, pentru că la 25 de ani aveam Simex pe Terano, acum nu mai îmi pun Simex niciodată, adică după ce mi-am luat Patrol, n-am mai pus Simex, am pus Maduri și aici o să avem discuții că probabil mulți dintre cei care se uită vor alte lucruri de la acest podcast. Da. Adică vor sfaturile astea de început. Dom'le, ce mașină să-mi iau sunt la început? Ce mașină e cea mai bună pentru mine? Vreau să mă duc să fac și eu niște plimbări în pădure, da, ce anvelope să-mi iau? Și așa mai aici e o discuție care, din punctul meu de vedere, e o discuție bună și destul de complicată, pentru că eu trăiesc astea pe pielea mea, pentru că am tot promovat lucrurile astea făcute de mine și am zis, bă, dacă eu fac niște chestii, mi-ar plăcea să vadă și alții ce fac. Le place, nu le place, fiecare e liber să facă. Era liber să comenteze ce vrea, acum nu mai poate să comenteze ce vrea. Și lumea mă întreabă, ce mașină să-mi iau de off-road? Ce mașină să-mi iau de off-road? Ei, acum, aici, în întrebarea asta, sunt atât de multe cuvinte prost înțelese. E atâta, încât, știi. Da, trebuie să le explicăm. Acum, eu zic așa, una e off-road, alta e overlanding. Corect. Să și spunem ce e una, ce e alta. Da? Hai că off-road-ul deja am zis ce e. Da. Așa, și asta cu mașina, eu le spun că, în general, e greu să dai niște sfaturi așa, fără să cunoști oamenii și să cunoști activitățile și ce își doresc ei să facă cu mașinile. Și vorba aia, extremul meu nu e extremul tău. Da. E o da, vorbă... Da. Cunoscută în lumea off-roadiștilor, da. Pentru că percepțiile sunt altele. Eu, dacă merg cu Răzvan, acum ne urcăm în mașină și nu știu, facem un traseu de open, să zicem, poate eu mă sperii mai mult decât Răzvan, pentru că mie mi se pare undeva mult mai periculos decât s-a părut lui. Ești din zona de confort, știi? Da, nu-ți dorești mai mult. Da, în funcție de experiențele fiecăruia. Și atunci când vine vorba de mașini de off-road, să zicem așa, și întrebarea asta, e destul de greu de răspuns, pentru că nu știi omul și ce, poate are trei copii, poate n-are copii, poate... Da, până la urmă, bun, ok, trecem la partea asta, de business, GTC Auto, 4x4, shop, în service, etc. Bun, fac asta de mulți ani. Practic, am 6 colegi la vânzări 4x4 și încă 2 colegi la vânzări de piese. Deci suntem o grămadă de oameni acolo. Pe de altă parte, ce fac eu de mulți ani, nu de la pandemie stau acasă ca alții, eu stau acasă de când s-a născut fata mea și am stat un pic acasă că trebuia și am constatat că acasă stând... Ce mișto e! Nu-i mișto! Nu-i mișto? Au trecut 11 ani. Mamă! Și eu când merg la servis, bine, există Florin, asociatul meu, nu? Că suntem doi ingineri auto care am făcut GTC Auto și el este acolo. Zi de zi. Ok, și atunci eu pot să stau acasă. Dar când merg la servis, că am fost și ieri, cea mai întâlnită glumă pe care, adică, care mi se spune când mă duc la servis de către clienți este: Răzvan, bine ai venit la noi. Îmi spun clienții. Ok, dar stau acasă. Ok, lucrez de la 8 la 2 noapte. Bun, non-stop. Pasiune, etc. Ce fac eu? Consultanță. Eu vorbesc cu clienții, pentru că stând acasă, cască în ureche, butonez laptopul în timpul ăla, am timp. Când ești la servici, tu ai fost la noi de mai multe ori, ai văzut. Vii și tu, stai de vorbă, mai vine și altul. Deja sunt vorbe multe. Altul se concentrează să vorbească la telefon. Ok. Și atunci eu când stau de vorbă cu clientul, într-adevăr îmi aloc timp cât trebuie. Sună telefonul în timpul ăla, dau un mesaj, revin. Unii se supără că sunt la GTC și GTC-ul ne răspunde. Dar de fapt e despre cum văd eu a face business-ul de 4x4 și anume din pasiune. Ok, vin și bani după aceea, foarte bine, că îi muncim, adică avem, nu? 20 de angajați și atâta experiență. Și acum sună cineva și chiar mă întreabă, ce mașină să-mi cumpăr? Pentru că, având renumele ăsta, sună pe Răzvan, că Răzvan îți dă sfaturi bune. Ok. El te întreabă din start, că nici nu și-o cumpără. Ce zici? Mie mi-ar plăcea Patrol. Și eu întreb, ce faci cu mașina? Ce îți dorești? E mașină de zi cu zi? E singura mașină din familie? Te duci doar că în weekend? Da, în weekend. Cum te duci în weekend? Cu soția sau cu băieții? Adică, păi dacă te duci cu soția, ești convins că nu o dai de toți copacii? Clar. Nu? Și nu bei 10
Switch. Și dacă te duci cu băieții? E altă discuție. Da. Iar mersul cu băieții de multe ori este mai destructiv decât un concurs oficial organizat, unde clar știi pe unde, că cineva a mai fost pe acolo înainte, organizatorul. Da. Așa, da. Cu băieții, cine știe pe unde ajungi? Bun. Și acum, ani de zile, am făcut așa, am inventat eu două vorbe pe care le tot spun, și anume, adică sfaturile mele, primele două, sunt așa. Unu, alegeți bine mașina în care vrei să investești bani, nu? Că tu îți cumperi o mașină ca să o prepari. Deci clar că bași și banii în ea. Deci alegeți bine mașina, și a doua este cea mai bună echipare, aia pe care o faci o singură dată. Ce înseamnă? Alegeți bine mașina. Clar, mi-am aminte Radu Chelaru, care el făcea culturism și mergea la sală, era... Era mare om. Da, mare om. Și avea pe vremuri un Nissan Y60, ăla dinainte, 160. Cu roți de 37-38, Lerma Gome. Pe mult, acum 20 ani, era singurul care avea animalul ăla de mașină, cu steagul României, cu covildir în spate, când băga un, scotea un fum negru, ok, aia era mașina lui, deci imensă. După care a fost copilot cu mine într-un an în care chiar am performat în campionat. După care și-a cumpărat un Jimny, Suzuki Jimny nou. Adică, ok, să iau Suzuki Jimny, că e haios, nu știu ce, dacă ne iei nou și dai 16.000 de, cum era atunci, dolari sau ce era, bă, o grămadă de bani. Da. Ce-ți, mă, da, tu ți-ai ghiozdan? Că ți-ai ghiozdan în spate, practic. Tu ești mare și Jimny mic. E, asta a vrut el. Bun. Dar, pe de altă parte, ce înălțime? 2 metri. Păi nu-ți lua Jimny. Corect. Câți copii ai? Păi 3. Păi nu-ți lua. Faci, da. Ia-ți cu 4 uși. Păi lasă că se... Nu e. Nu poți cu două uși, o mașină cu două uși, e să complicat. Tot intre să iasă copiii din spate. Și e, și atunci, asta este despre mașina pe care cumva să te mulțumească. Și, până la urmă, întrebarea mea este, ce mașină îți place ție? Mi-mi place Toyota. Ok, hai să vedem. Iar partea cealaltă cu cea mai bună echipare aia pe care faci o singură dată se referă la faptul că foarte mulți au făcut o echipare că le-a spus un prieten sau s-au gândit ei și au pus, nu și-au pus suspensia cu amortizoare, și-au pus niște tampoane pe arcă, au ridicat mașina. Pucuri. Așa. Și-au pus niște roți de o anumită dimensiune și sau un anumit profil, după care și-au dat seama că suspensia, ai că ce și-au pus nu-i bine, trebuie să-și pună suspensie de adevărat, alea, că roțile alea sunt prea mici sau prea mari sau prea agresive, profil Simex, nu poți să frânezi. Pentru că folosesc ei pe stradă, da? Da, că urie, că se tocesc, că nu știu ce. Practic, sunt bani cheltuiți și mai calci odată pe drumul ăla. Mai cheltui pe alte anvelope. Mai, sau îi vezi tot timpul pe grupul ăsta de Facebook, vând anvelope purtate o săptămână, vând suspensie folosită o lună. Da. Și atunci, dacă ai șansa, asta e să dai peste cineva care să-ți dea și sfaturi corecte. Eu personal chiar dau sfaturi corecte, adică dau sfaturi ce aș face eu dacă aș avea mașina ta. Este un sfat, adică nici eu nu vreau să cheltui foarte mulți bani. Nu vreau să cumpăr tot site-ul de la GTC, dacă sunt client, că nu, că și eu vreau să economisez bani și o și fac. Nu? Bun. Și atunci gândește-te bine și atunci o luăm pe pași în discuție. Unde vrei să ajungi? Acolo. Și atunci avem faza 1, faza 2, faza 3. Vrei, ai bani și faci toate fazele odată? Foarte bine. Dar dacă nu, știm, prima oară ce-i punem? Punem o suspensie sau, ok, înălțăm mașina ca să pune niște roți mai mari. E primul pas. Dacă vrei și un troliu, ar fi, nu, mie nu trebuie troliu, că eu merg la vânătoare. Mergi la vânătoare doar pe drum forestier sau mai ieși un pic din drum? Păi de obicei nu ies. Da, ieși, da, ok, puneți troliu. Păi da, nu l-am folosit. Păi de casco. Să-l folosești odată. E ca la casco. Și și-a făcut banii. Da. Mm. Casco plătești degeaba. Na, oamenii până nu experimentează pe pielea lor, probabil că se gândesc că n-au nevoie. Eu dau sfaturi. Ok, te duci la vânătoare. Pe ce zonă te duci la vânătoare? Ești pe munte sau pe șes? Pe șes. Te duci pe la gârlă? Da, de obicei, da. Păi ia-ți un snorkel. Că s-ar putea să intri într-un rahat și să fie apă și să faci o belea. Se pot întâmpla lucruri fără să vrei. Adică nu e, mamă, uite un râu aici, hai să ne băgăm cu mașina să vedem ce se întâmplă. Nu, poate mergi și la un moment dat e o baltă mai mare decât ai intuit, vine apa peste capot, a tras pe admisie. Totul se poate întâmpla foarte repede. Și noi am învățat, cei care am făcut, facem o vreun, că shit happens. Deci chiar se poate întâmpla. Că nu se întâmplă ție, până la urmă, poate se întâmplă. Da. Și am avut răsturnările mele și, ok, am avut destule. Am învățat și pe propria piele. Acum, și mai fiecare e curajos până o pățește prima oară. Când ai pățit-o, ai văzut că, și mai spui și unui prieten. Bun. Iar eu, din punct de vedere tehnic, eu și colegii mei trebuie să dăm sfaturi corecte din punct de vedere tehnic. Acum, că cineva o să zică că noi mai postăm și noi o lucrare. Uite ce Jimny am făcut de curând. Da. Un Jimny. Ok. Bine, Da. Și care, s-au băgat peste 10.000 de euro. Ok. Și arată... În accesorii și modificări. În accesorii, adică mașina costă cât costă, s-au băgat. Bun, omul și-a dorit. Vânător, etc. Când am pus lucrarea, foarte mult, ce mișto. După care, cât costă? Bun, spune și cât costă, că nu-i secret, nu?
A, păi stai, își faci, e dubla valoarea. Ok. Da. Da, și un telefon e foarte scump. Dacă stai da. Să te gândești, e scump un telefon. Dar chiar îi trebuia omului? Păi, stai un picuț. Adică, noi ne-am spus clientului, chiar acel client își dorea mai multe decât îi spuneam eu. Mai vreau și ea. Că el își dorea. Bun. Da. E, dar apare la un moment dat, apare și comentariul cuiva, evident, că ai luat banii din buzunar clientului, că l-ai păcălit, că n-avea nevoie de asta. Bă, toate astea sunt chestii de setare, până la urmă, când dai sfaturi ca și consilier de vânzări la orice. Da, într-adevăr, avem în cap că te duci să-ți iei o mașină și ăla îți va băga pe gât nu știu ce model de mașină, că pe la are pe stoc. Și la noi poate să-ți bage pe gât una anumită suspensie, că pe aia o are pe stoc. De unde, eu nu înțeleg de unde, cum să spun eu, cerința asta către vânzători să fie corecți. Eu asta nu înțeleg. Adică de unde până unde un om care este angajat să vândă lucruri trebuie să nu-ți vândă. Adică el, ăsta e jobul lui, să-ți vândă. E ca aia cu a intrat în magazin să cumperi nu știu ce și ai plecat cu barcă, bine, aici, spule de pescuit și așa mai departe. D'acord, dar te contrazic cu picuț că sunt business-uri făcute clar ca și business de vânzare. Speță la noi, fiindcă s-a făcut un business că amândoi eram inginer auto, nu? Am terminat facultatea, ce am făcut? Ne-am angajat mecanici la Toyota. Da, pentru că da. Facultatea de auto te învață teorie. Da. Și eu și Florin ne-am stat din 94 până în 98, am lucrat la Toyota. Am lucrat în salopetă, mecanici. Am făcut și hernie inghinală, ca orice mecanică, mai ridici, mai faci, mai dregi. Ok, și când am ajuns șef de serie la Toyota, am constatat, el a început business-ul GTC Auto și m-a cooptat și pe mine. Și am pornit pe drumul nostru, de la zero. Zero, zero, zero. Și cu zero, zero, nu, minus, cu datorii și cu... Oh. Ok, și am pornit. De ce? Că era meseria noastră. Dar faptul că noi, fiind și de meserie, fiind și ingineri, gândești și un pic teorie cu tare, am pus mâna, am văzut și practica. Ați și făcut, da. Și atunci, ok, da, asta e pasiune. Și după am luat-o cu off-road-ul. Bun, iar e pasiune. Vreau să fac bani, dar nu ăsta e scopul. Iar angajații noștri, colegii mei, ei nu sunt plătiți la procent. Tocmai pentru că nu sunt obligați să vândă ca să-și ia bănuțul acasă. Okay. Și atunci, ce le cer eu? Fiți corecți, fiți prietenoși, fiți corecți. Acum, sigur că, iară, fiți corecți, fiți prietenoși, depinde cine. Nu este o măsură clară și poate într-o zi, și tu ca și vânzător la telefon sau asta, poate ești mai stresat. Da, poate e o zi proastă. Poate ai avut niște clienți care au reușit să te streseze. Da. Și vine cineva care nu mai... Oricum, online-ul, după cum știm, funcționează cum funcționează, cu bune și cu rele. Vânzările cu bune și cu rele. Mă distrează maxim că sunt acele review-uri pe care le primește oricine în momentul de azi, când toți suntem online. Da. Și îmi plac acele review-uri care unul mi-a plăcut foarte tare, ăla, că și pe zona ta, a venit cu BMW-ul, știi? Că avea becuri aprinse. Da. Ok, și... S-a pus un test, nu știu, după care l-a dat o liniuță și a spus așa. Prețuri foarte mari. Mi-a luat 90 de lei pe o testare la BMW. Și mecanicii niște băieți simpatici, foarte mișto. Dar patronii, niște jepcari, puteri. Îl sun pe Florin, când eu lucrez de acasă. Bă, Florine, ce e speța aia? Era, de fapt, aveam doi mecanici puști, frați. Asta era vecinul lor. Avea și el BMW. A venit la prietenii lui, prietenii la serviciu. Da. Nu tu recepție, nu tu nimica așa. Hai că bagă și mie un pic testerul. S-a transformat în, hai toți mecanicii cu experiență să ne sfătuim ce are la acolo, 3 ore de... Da. Și după aia când patronul a văzut un BMW care... Ceva. Bă, ce cu asta? Facturați ceva. Păi, da, zic. Și atunci a pus un minim de testare, că se folosește un tester care costă niște bani, 90. Corect, da. Deci, plătești niște licențe. Omul cum a comentat? El a comentat, bă, am stat 3 ore și n-am plătit. Și am încercat să o fac pe prietenie să iasă, nu? Ok. Până asta e caz extremă, pe de altă parte și noi mai greșim, poate că Doamne ferește, dar nu se poate. Merităm, da. Dar nu se pleacă din ideea de a păcăli clientul. Și revenind la partea tehnică, asta ne interesa. Ce sfaturi dai clientului? Ții cont de buget? E o întrebare pertinentă ce și de bun simț. Ce buget aveți pentru modificările respective? De dorința asta, ce faci, cum faci, overlanding? Hai să spuneți ce e overlanding. Da, 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 te rog. Expediție. Ar ști, ar fi mai logic pe românește. Okay. Deci off-road înseamnă că te duci cu băieții, cum zic eu, și te plimbi și te dai ne de copaci mușchii, sau așa, ne arătăm care mușchi, urcă, exact. Care nu. Potențial să rupi mașina, deci te expui că poți să rupi mașina, așa, iar overlanding-ul sau expediția înseamnă că îți prepară o mașină cu de toate, care să te ajute pe tine să parcurgi niște distanțe, să stai în natură. Să stai în natură, să dormi în natură sau doar să mergi până în natură, să te întorci. Overlanding-ul se poate face cu o dotare minimă sau se poate face cu o dotare mare. Depinde evident de că confortul fiecăruia, băieții mari vor jucării frumoase. Da, așa e. Și dacă îți permiți, uite așa ajung mașini frumoase pe care le știm și noi, cu bugete foarte mari.
Și de multe ori cei care au bugete foarte mari fac mașini foarte mișto, n-au timp și nu merg cu mașină. Da, eu, de exemplu, mașina mea stă în fața casei și merg cu ea de câte ori? De câteva ori pe an, de foarte puține ori pe an și restă, stă degeaba. Pentru că, na, lipsește timpul. Și uite așa, și atunci bucata asta cu overlanding-ul, da, a crescut foarte mult. De când cu pandemia, foarte mult, foarte mult, exponențial, sau practic în România. Că în Germania sau în alte țări știi că există. Nu comparăm, da. Da, dar exista. Da, și noi mergeam la Bad Kissingen, la târgul ăla de 4x4, cel mai mare în Europa, și vedeam acolo cum se adunau în orașul la Bad Kissingen din Germania, se adunau câte? 2000-3000 de mașini. Da. Vedeai inclusiv, mi-am amintit și acum, cum, un camion Volvo care avea piscină pe acoperiș. Mă, piscină la mașină. Da? Erau niște... Oamenii vor să aibă tot confortul. Erau la un moment dat, erau doi oameni în vârstă, soție, și aveau un camion, băi, m-a spart, aveau balcon la camion, deci camionul era atât de înalt încât la un moment dat ieșea o chestie care ieșea ca balconul și stăteau pe două scăunele așa deasupra noastră la balcon, deasupra tuturor. Toți săracii se uitau, ia uite-mă pe ăștia, și bineînțeles că, na, fiind comunitate, arată și mie, uimește-mă, știi? Și omul te uimea, avea telecomandă în mână, nu se dădea jos de pe, stătea acolo la balcon, știi? Și ce făcea? Deschidea o ușiță. Când a deschis ușița, ce avea acolo? Un Lamborghini. Băgat frumos acolo. În spate deschidea ușa din spate, că asta era din lateral, pleca în lateral. În spate, când a deschis, avea un ăsta, un ATV-ul. Și biciclete și de-alea și de-alea și de-alea. Și mă uitam la ei. Și mă bucuram pentru ei și mă enervam pentru mine. Oamenii aveau o vârstă, au muncit o viață, acum ce făcea? Uite și arătau și ei. Evident costă un milion de euro chestia. Îți dai seama. Păi, da, adică oamenii trebuie să înțeleagă... Fără Lamborghini, știi? Da, oamenii trebuie să înțeleagă că să-ți faci un espresso la camping e 1000 de euro. Da, da, da. Adică, știi? Care e cea mai scumpă cazare în lume? La cort. Da, la cort. La camp, la pe adică, cortul de sus de pe mașină, da, adică, știi? Da, un cort de pe mașină, un cort de pus pe mașină costă, eu știu, între 1.500 de euro. Și bine, 3, că găsești 700 de euro, dar merge și la 5.000 de euro. Da, merge și la 5.000 de euro un cort. De asta zic, adică nu mai e ce era odată campingul. Sau, nu știu, pentru mine nu e campingul așa cum era. Adică, nu știu, pe vremuri oamenii care mergeau la camping, doamne, nu-și permit cazare, doamne, ăștia stau aici, să amărăți. Nu, asta e o cazare scumpă. Să mașină e și să ai confortul de a avea, cum să spun eu, lucruri ca acasă. Pentru că frigider, să gătești, toaletă, aragaz, încălzire, espresso, tot felul de lucruri de genul ăsta costă. Pentru că să fii tu independent undeva, în afara orașului, nu e așa de simplu. Ai nevoie de curent, ai nevoie de panouri solare, generatoare, combustibil, încălzitoare. Tot e fără limită. Deci chiar poți să... Da, pe de altă parte, e calitatea vieții. Da. Deci, dacă reușești, ok, poți să faci overlanding și încurajăm pe toată lumea și cu un minim de buget. Trebuie să povestim când ne dă și la începuturi. Eram eu șmecherul, mă, ce vreau fac eu și traversa munții la un moment dat și ok, și vai, ce tare. Și e obligatoriu când traversezi munții, există stâne, există oameni care culeg afine, care culeg, mai știu eu ce, măceșe, ce fac pe munția. Cu ce merg oamenii ăia? Nu, cu piciorul, cu... O dubă. Deci unde făcea noi? Mamă, ce șmecher, numai cu 4x4 se ajunge aici. Și vine unul cu o dubă. Te trezești cu el pe creasta muntelui cu o dubă. Sau cu, nu ai zice, Dacia Papuc. Dacia Papuc face spectacol. E și 4x4, Dacia. Ești 4x4. Deci vezi niște chestii și te fac ea de râs. Bă, ia uite-mă, cum au ajuns ăștia aici. Da, așa e, da. Adică, până la urmă, poți face cu orice mașină. Doar că, normal că te expui, trebuie să mergi mai încet. Dar riscurile sunt mai mari. Adică, dacă vorbim și de anvelope, la capitolul anvelope le știe toată lumea, sunt all-terrain-ul, mat-terrain-ul și după aia ajungem la Simex, Trepador și așa mai departe. Da. Și aici e o discuție, ce să-mi iau, domne, all-terrain sau mat-terrain? Bine, există și all-season-ul. Adică, există și all-season-ul, există și un all-terrain mai echipată. De stradă, așa? Da. Există all-terrain-ul ăla mai de stradă, mai de stradă, all-terrain-ul ăla perlentărit. Dar discuția exact așa se pune. Doamne, ce anvelope să-mi iau? Că, să-mi iau all-terrain, mat-terrain sau niște anvelope? Își dorește extreme. Mai cramponat. Tot off-roadistul la început vede că arată bine aia cramponată, mat-terrain, știi? Da. Acum, s-au făcut niște schimbări acum 2 ani, mai bine de 2 ani. Deci, all-terrain-ul are M plus S, foarte important de spus, pentru că, iară, întrebarea către client, ce vrei, două rânduri de roți sau un rând de roți? Un rând de roți. Pe atunci îți trebuie all-terrain, care este și all-terrain și all-season. Da. Și vară și iarnă și pe șosea. Tot și ok.
MATRM, evident că are crampoanele mai mari și mai distanțate. Prin urmare, diferența foarte mare între Oltenești și MATRM este de capacitatea de a arunca în afară noroiul. MATRM aruncă noroiul. Tu dai din rost, dai din rost, da, și noroiul pleacă. La Oltenești nu pleacă și atunci dacă se face poșghiță de noroi, da, apare. Nu mai e. Și MATRM, pe de altă parte, avea implusesc cândva. Da. Acum 2 ani, sau mai bine de 2 ani, s-a schimbat ceva lege, nu știu exact pe unde, certe că fabricanții nu mai aveau voie să pună implusesc. Și a apărut inscripționarea POR, Professional Off-Road. Practic, Professional Off-Road este o anvelopă de vară. Prin urmare, tu dacă ți-o cumperi și te duci iarna, odată că n-ai voie conform legii, dar și nu mai bagă silicați, că dacă n-are în plusez, nu-i obligă nimeni să mai bage componente pentru iarnă, să stea anvelopa moale, da, să nu se facă bocnă. Să nu se întărească, da. Mm. Și acum, uite, exemplu, BF Goodrich, eu am BF Goodrich Materen, ok, KM3, care are în plusez, chiar, da, și acum. Da, dar, da. Lumea zicea niște porcării astea, pentru că nu fac treaba atât de bună în noroi. Pentru că întotdeauna la anvelop e un compromis. Nu există anvelopa ideală să le facă pe toate. Da, să poți să treci prin toate tipurile de teren. Exact, și producătorul pentru targetează. Pentru aia e să facă Oltenești. Da, dar Oltenești când te-ai dus pe o clisă, pe noroi, da, sau... Da, nu e pentru clisă. Da, adică e pentru clisă, da. E exact aceeași discuție pe care o avem când oamenii spun, domnule, ce să fac? Să-mi pun anvelope de vară, să-mi pun anvelope de iarnă sau să-mi pun all season? Da. Și atunci eu le spun foarte clar, dacă nu ești genul de om care împingi limitele mașinii la extrem, da, da, ia-ți all season, că-ți simplifică viața. Da. Nu mai stai să schimbi anvelopele în funcție de sezon. Pierdut, etc. Și mașina ta se comportă în niște, niște grafice normale. Dacă noi întindem graficele aici, mergem la extrem, adică tu când te duci cu mașina ta pe o clisă, pe un noroi din ăla, deja ai ieșit din, da, normalitate. Și mi-e clar că o să am probleme. N-ai cum, tu ai o anvelopă care nu-ți permite să ieși din normalitate. Da, și atunci, da, dacă tu ieși din normalitate, asta e, ți-o, da, asumi. Da, apare speța următoare. Ok, tu te-ai dus la vânătoare, că exemplu e foarte bun. Și o să spun și soluția pe care am găsit-o acum foarte mulți ani, pentru că cerința vânătorului era clară. Eu mă duc până la vânătoare unor 200 de kilometri, eu sunt pe asfalt, ocupat, da, eu trebuie să merg repede până acolo, da, și să nu murie în cap și MTU, da, la terenul, okay, și după care intru în teren. Da. Și în teren, ce fac? Cum e sezonul, mai și linge, mai și plouă, da, mai și... Pui lanțuri. Da. Pui lanțuri. Așa, sigur că eu am experimentat povestea cu lanțuri, că e un pic haioasă, 2009, vroiam eu să mă dau, mă dădeam la open cu un an înainte, să mă dau la extrem, știi, să umfli mușchii, mama, am mers bine, mă duc la extrem. M-am dus la un concurs ocupă la Sibiu și am câștigat clasa extrem, unde se dădea, câștig, și Țuparu, și Bogdan Bigiez, și, ok, și, mamă, mușchii pe mine, cât acolo era un sponsor, și anume Rud. În fine, o firmă tocmai intrase în România și făcut o fabrică de lanțuri unde? La Sibiu. Câți angajați? 250-300 de angajați. Oamenii produc lanțuri, Rud e liderul european, și le produc în România, le trimit în Germania, în Germania, în România, deci nu contează, e tot aia. Și erau sponsori și mi-au dat lanțuri. Premiu. 4 lanțuri. Și lanțuri, că ei fac lanțuri și agricole sau forestiere. Da. Lanțuri, da, de aia, că poți fi și lanțuri de 10.000 de euro bucata. Bun. Într-un taf. Pe o roată, da. E, și mie mi-au dat niște lanțuri, un model de la șmecher. Și că m-au întrebat de care vrei, uite catalogul. A, da, păi dăm de alea. Deci era plasa de lanțuri care nu știe toată lumea, dar mai avea za peste. Da? E. Și mi le-au dat. Bun. Anul următor, etapă de campionat la Gura Humorului. Eram la clasă open, 20 de mașini, ceva genul, 24 de mașini, dacă țin bine minte. Și ploa, cod roșu de ploaie. Ploa. Și m-am dat cu lanțuri. Deci am venit cu lanțurile de la București pe platformă, de fapt în tir ne-am dus, că mai multe mașini într-un tir, și am parcat în fața hotelului Besterț în Bucovina, chiar la intrare, cu aroganța aia, și am pus-o acolo. Băi, era mașina, era neagră, inclusiv la meu 73 de pe vremuri care mă dădeam, da, cu lanțuri și niște lanțuri. Luceau într-un fel, că era și lumina. Da. Bă, toți care intrau în hotel comentau, ia uite mă și pe ăsta, a cui dracu-i mă, ia uite pe ăsta cu lanțuri, că nu mai venise nimeni cu lanțuri. Nu înțelegeau, da, fenomenul. Ce crezi că s-a întâmplat? Ia să vezi belea. În 10 ore de concurs, team maxim, că e un team maxim, au terminat în fiecare zi 4 mașini din 24. Da? Atât de deranj era în pădure. În fiecare zi, eu am câștigat ziua cu un timp de 4 ore. Pe lângă mine era Adi Kamikaze cu un Pajero ăla cu 210 cai, 3500 benzină. Păi dădea Adi din roți pe pantă, zbura norul, spura. Da. Dar nu înaintea. Iar eu aveam la vremea aia motorul ăla de 90 de cai, 2 LTU. Păi eu juram că nu o să urc. Ba, dracu, cum urca? Urca. Și mai mișto era la coborâre. Că la coborâre pe clisă, derdeluși, toată lumea se mai asigura. Eu mergeam, nu aveam nicio treabă. E, și s-a văzut diferența clară de a merge cu lanțuri în condiții de off-road extrem.
Prin urmare, în anul următor, că am mai fost și la Floeta, la concursul de 6 zile de la REA, cel mai mare concurs din România la vremea aia, și acolo am constatat altceva, apropo de ce înseamnă lanțuri. Deci pe noroi era minunat, dar încercând să am un avantaj cu treaba asta, până la urmă aveam un dezavantaj, aveam motor de 90 de cai, adică pe ne chiar m-a ajutat un pic. Da. Am constatat că pe, când dădeam de stâncă, deci mi-era bine în mocirlă, că era vara concursul, dar era și cu ploi, era ba ud, ba uscat. Când ajungeam la stâncă, acolo dădeam din rost să urc și lanțurile, din cauza că simexul are dinții aia mari, lanțul sărea peste un dinte și peste un dinte. Și la un moment dat, o za din aia care era, se făcea atâta, deci un romb se făcea atât de înalt și partea altă se strângea. Deci pe o parte aveam lanțul lăbărțat și pe partea altă strâns. Și nu mai puteam să merg. Că bătea foarte tare, așa, mă dădeam jos, dădeam jos lanțul, pune-l așa, mai pune-l o dată. Una peste alta, avantaje, dezavantaje. Știi? Ce spuneau băieții în spate, apropo de stânci, era în capolizor. Deci în spate și că scoteam cum dai cu flexul și tai fierul, așa eram eu cu lanțul ăla. Dar, sfatul este, luați-vă lanțuri de off-road. Asta nu sunt lanțurile alea cu cablu pe spate, ci sunt lanț numai din ZA. ZA de oțel. Că un producător sau alt producător, mai puțin important, luați-vă lanțuri de off-road ieftine, adică nu ieftine, gama basic. Nu trebuie ceva spectaculos cum au taful, că nu stai 3 luni cu lanțurile pe tine. Da. Dar totuși lanțuri de off-road. Și lanțul ăla s-a dovedit la acțiunile umanitare pe care le facem iarna când mergeam. Efectiv, adică la un moment dat duceam cu o pereche de lanțuri la mașina de concurs, căram câte o mașină sus pe deal, știi, că nu puteau să urce, deși, dacă aminte și acum, era Vadi Lozincă cu un 6V, un benzinar de Pajero care urca mă normal. Și la un moment dat a făcut cineva o glumă și de mașina din spatele meu, am mai agățat o șufă, s-a agățat și el. Și am urcat dealul, că nu înțelegeam, că luam curba, de ce pleacă, că eu aveam 2 mașini în spate. Când am văzut că merge cu 2 mașini, după aduceam câte 2, ca să nu facem mai multe drumuri. Corect. Știi? Da. Că eram 30 de mașini acolo. Da. Dar e foarte important să ai lanțuri, casco. Încă o dată e ca un casco. E, asta zic că oamenii mai, cu mai puțină experiență sau care n-au pățit lucruri în pădure să rămână pe acolo câteva ore să vadă că nu e așa amuzant, spun de anumite accesorii de recuperare că sunt foarte scumpe. Da, și că nu-ți trebuie. Domne, 2 plăci din alea costă 1500, da, traversele alea, da, pe care le pui. 1600 de lei, 2 plăci. Sau îți trebuie 4, sunt 3000 și ceva de lei. Domne, ce de bani, nu merită, nu știu ce. Da, sunt bani mulți, dar e suficient să ai nevoie odată de ele într-o situație în care ai rămas undeva, ești singur pe un câmp, ai troliu, dar n-ai de ce să legi, că n-ai, nu car după tine o ancoră de pământ imensă să te legi, și atunci ai plăcile alea pe care le poți pune la roți și te poți scoate dintr-o situație nasoală. Și atunci o să vezi că merită toți banii. Sau ai lanțuri, treaba cu lanțurile nu e o chestie simplă, le pui așa, pac-pac. Da. Durează, da. E complicat, dar ieși de acolo și când vezi că ai ieșit de acolo și vezi că lucrurile alea te-au ajutat, atunci au zis, bă, ce bine că am dat banii ăștia pe ele, că uite. Da, uite că se, da. Au meritat. Acum, da, întotdeauna e discuția asta, câți bani vrei să aloci și dacă chiar merită. Pe de altă parte, există tendințe clare în industria vânzătorii de produse 4x4. Există firmele care vând produse premium, între care și GTC, adică nu vinde numai premium, dar dacă eu am apucat să fac off-road-ul cu ARB, liderul mondial, și acum când lumea zice, bă, dar atât de scumpă o bară, și eu mi-am aminte că la prima mea mașină, adică 2004-2005, eu am cumpărat o bară ARB cu 1400 de dolari. Atunci costa, am dat pe un apartament cu 4 camere, 15.000 de dolari. Deci 1.400 de dolari era 10% dintr-un apartament. Acum, da. Îmi luasem, și atunci, atenție, deschisesem GTC Auto, dar n-aveam bani, eram absolut om... Strângeam, ca toată lumea, strângem mansă. Dar mi-am pus portbagaj ARB, mi-am luat frigider printre primii. Am avut o mașinuță făcută ca pentru mine. Mașina era sufletul meu, plecam cu actuala soție, atunci era prietenă, și ne plimbam prin țară. Ce frumos era. Plecam de la servici, vineri seara, duceam la metro, ți-mi minte și acum, aveam weekenduri tematice. Aveam inclusiv weekenduri la franțuzești, cu brânzetul, cu șampanie, nu știu ce, aveam pe la cu mici și cu cârnați, aveam pe la cu păstrăm. Da, și ne duceam și ne plimbam. Pe unde, ce prostii am făcut și pe unde ne-am băgat singuri mergând. Aveam niște Cooper, parcă niște MT-uri, dar am experimentat și eu și am făcut multe greșeli la viața mea, deci... Doamne ferește, dar nu se poate altfel. Da. Altfel n-ai cum să înveți. Dacă nu greșești, cum? Dacă nu te lovești de niște chestii, cum ai putea să înveți și altă dată să nu le mai faci? Adică... Da. Inclusiv mașina, la un moment dat, ok, vreau să-mi iau alta, mai performantă, și mi-am făcut o polișare,
nu de pădure, aia de pădure cu zgârieturi, poliși de pădure egal zgârieturi, poliși de ăsta, de oraș. Am pus, era o întâlnire de mașini 4x4, singura la vremea aia, cum era Forum Club 4x4 pe vremuri, și era întâlnirea aia cu 60-70 de mașini anuală, știi? Și zic, acolo e momentul, mă duc frumos, am polișat-o, curățată tot, afiș, $18.500 sau euro, nu mai știu ce erau atunci, un preț destul de mare, dar care ți-a zis, era full de ARB, de toate, că mașina aia chiar era ce-i trebuie, troliu, orn, na, scutura, sfir, na, ok. Tot ce se poate mai bun. Și am reușit performanța la tabla buții, că știa, da. Din creastă ne-am dus la Monumentul Eroilor și când am plecat de jos de la Monumentul Eroilor, e un singur drum de plecat și dacă sunt 60-70 de mașini, nu încap un drum. Da. Și este efectul de pâlnie, nu? Se mai mulți, multe mașini se înghesi. Da. Și eu nu m-am înghesit, că eram temerar, eram și începător, că da, ca zic, aia a fost prima mea greșeală și a fost o greșeală mare. Eram cu, nepotul meu, 18 ani, să-i arăt cum fac eu off-road-ul. Da. Și el a și filmat. Nu cu telefon, că nu cred că era cu un aparat camera, foto. Da, și filmarea arată așa, e pe YouTube, o găsim. Da? Deci Răzvan care o ia direct pe terase, că exista, urcarea era foarte lungă, nu știu cât, 100 de metri și terasate, terase. Da. Și urcam și urcam și el filma. Se vedea frumos cum urcăm, iar o terasă, încă o terasă, încă o terasă. Se vede la un moment dat, se vede în filmare că nu prea mai e ce trebuie în față. Atunci mă duc în dreapta spre drum. Și vine un Gigel, cine o fi fost el, că nu știu, îi doresc multă sănătate și acum, cu un Pajero roșu, se vede în filmare, care îmi taie calea, că n-a vrut el să mă lase, mă, că era dreptul lui, știi cum e. Și atunci n-am, nici nu puteam să opresc, că era iurea și am continuat să urc. Până n-am mai putut să urc. Și când n-am mai putut să urc, ce-am făcut? Nu m-am oprit. Am coborât, adică am răsturnat. Okay. Și filmarea e foarte faină, că se vede și se vede, cum mă duc în dreapta, vine un Pajero, mă duc înapoi și urc și urc, la un moment dat se întâmplă ceva, că se încetinește, la un moment dat se vede așa cerul, după care se răstoarnă, mașina, după care trece un bocanc prin cadru, după care trece un picior, n-avea nici centură. Deci eu treceam prin cadru, adică mă răstunam peste el, așa, și după care se negrește, că el în stresul ăla, cum se apăsa și off. Și eu acop asta. Am avut acolo răstunată fi mașina cu... Bine, n-a apucat să se ducă până în vale. S-a răsturnat decent. Da, decent înseamnă plafon, deformat, tot, ulei în bielă strâmbă. Da. Adică aveam oferte de alea haioase, știu, aveam 18.500, știi? Aveam oferte, 1.000, hai că dau eu 1.100, hai că, știi, acolo, la locul fapt. Am reparat-o și am vândut-o cu cât? 18.500. Deci mi-am propus, dacă, că m-au luat toți la mișto, Răzvane. Da. Da, așa că am trăit-o, trăit-o. E și a durut, o experiență, da. A durut la buzunar, nu? Și centura, da, nimeni nu-și pune centura în off-road. Aia, din păcate. Da. Și de asta, eu când am lovit mâna în competiție, apropo, azi, povestim și asta, cum poți să pățești ceva? Mașină cu roll cage interior, roll cage exterior. Și am izbit un copac, că eram cu ochii la copilot, care era începător, și am vrut să, că da, nu știa pe unde, și am aruncat și o privire și atunci mi-a plecat mașina un pic spre un copac, că mergeam tare, n-aveam 60 la oră nici printre copaci. Bun. Și când am aruncat privirea și am văzut că izbesc copacul, am tras stânga de volan ca să le vid, dar totuși am lovit cu colțul din dreapta al barei. Barea tocmai era anul în care am început eu cu, cum ziceam, am câștigat la extrem în prima, așa, după aia m-am dus la cupa de la Sighișoara, unde știam că din 40 de mașini termină 3-4, era un fel de open extrem la grămadă, m-am dus și eu așa. M-am dus, am lovit mașina, am rupt bara, am reparat bara și acum era concursul de după ce a reparat bara. Că n-am schimbat toată bara care a făcut-o, ci am sudat-o, băi, cu simț de răspundere. Da. La noi făcută, ca pentru mine, bun. Și când am izbit copacul, ce s-a întâmplat? S-a rupt bara de lângă sudură. Așa se întâmplă, că decălești, că dragi la... Și când s-a rupt bara, a izbit practic bara în roată, deci ca și cum am dat cu roata în copac. La mașinile cu punte rigidă, pentru cine n-a pățit, spunem că mașina cu țeavă pe față, puntea e din țeavă, nu e din bascule, orice șoc pe care îl dai în roată înseamnă că obligatoriu îți dă volanul peste cap instant. Și atunci recomandarea este să nu se conducă cu degetele în interior sau mâna, mai știu eu cum, băgată, ci trebuie să stai cu mâinile, laterale, ca să se poată învârti, Exact. Eu evident că știam că luasem volane peste degete, de știam. Când am izbit, am tras mâinile spre mine, la piept. Aveam centuri, țin minte, și acum putem să și zicem OMP. Că n-am mai pus atunci. Erau noi. Da? Eu la vremea nici nu vindeam piese. Deci le cumpărasem și eu de la, poți să spun și de unde, care făceau motorsport, raliuri. Nu-i vina lor. Și aici pe piept ai set reglajul așa, să strângi. Da. Se slăbeau. Deci erau noi. Da, le mai strângeai. M-au prins cu ele slabe. Și atunci când am luat mâine și le-am dus la piept,
Am izbit și a plecat corpul, nu, a plecat corpul în față și mi-a venit mâna în volan. Și mi-a dat un aici. Ok, s-a făcut mâna, s-a umflat, Cornel Biciu, copilotul, fusese în armată la descarcerare, zis, ok, nicio problemă, facem noi, a pus patru atele, a tăiat niște crenguțe, pac, 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 a venit în spate cineva care era salvamontist și care, alpinist, care avea trusă de aia șmecheră de, așa, mi-a dat o fașă mai deșteaptă și m-au, ok, durere, nu mai zic. La vremea eu nu știam să abandonez, eu preparam mașina singur toată noaptea, a doua zi nu mergeam cu mecanici după mine, ok, și atunci, ok, eu nu abandonez. Prin urmare, am zis lui Cornel, du-te tu la volan, stai tu la volan și stai eu copilot. Să spun că ăla mă văzuse pe mine cum mergeam cu mașina și la prima ravenă, nu? E ca o pârtie de bob, pentru da. Cine nu știe. Cornel al meu mergea ca bobul pe lateral, așa. Și pam, trebuia să țin roadbook cu mână și creion și mâna bandajată și aveam un mâner să mă țin dacă țin mânerul cum așa. Deci era o poveste întreagă. Și mă, pe mine de frică ce făcea omul meu. Pentru că el mergea. Cum mergea? Cum se nimerea. Da. Și la un moment dat am făcut o coborâre în cap, care... Am jurat că ne răsturnăm, dar proptindu-mă că veneam în cap, mi-a venit bordul în mână și mi-a dat, ca să spun, aveam 5 fracturi în încheietură, eu nu știam încă. Eu ziceam, lasă-mă că s-a umflat un pic și revine. Și în clipa în care am luat o izbitură în mână, așa, durerea a fost cumplită și am vrut să urlu. Bă, n-am urlat, de ce? Că era atât de ce făceam noi, niște sărituri așa la vale în cap, ca să nu răstorn. Și când, adică să nu sperii. Și când ajung jos, am început să urlu. La care s-a uitat la mine, ce e tată? Adică eu urlam, știi? E un pic, de fazat. 3 minute. Da. Da, și am terminat concurs la 1 noapte. Am mai găsit și un echipaj care nu mai avea îmbreia și diferențial soții fasolă și am adus pe el la șuful, la finish, ca și era atunci. Da. Că acum colegii din motorsport, din off-road, sunt mai mult de 3 ore. E greu. Pe vremea aia noi făceam off-road toată noaptea. Și regula era că via a doua zi dimineață până la ora ta de start la cât ai tu? 9.40. Ai venit până la 9.40 și ești acolo, ok, dă drum. Te speli pe ochi și dai drum. Făceam de asta, era greu. Am prins și așa ceva, rămâneai în pădure. Ok. Ok. Și, bun, și după am ajuns la urgențe și oamenii au spus, bun, radiografie, păi știi că ai 5 fracturi aici, știi? Și era 4 dimineața și oamenii, hai să încercăm să fixăm mâna, ok. S-au urcat pe mine, erau trei care erau pe aici, pe aici, pe aici și cineva seta. Așa, și după care, evident că n-a setat bine, dimineața îți vine și domn profesor, mai seteze și el un pic la mâna ta să mai tragă de ea. Și omul a zis, stai liniștit, du-te acasă, operează-te. Și uite așa, de-aia am eu vreo două operații pe aici. Concluzia este, siguranța contează. Siguranța contează, aveți echipament bun. Acum există și, să spun eu, mai multe. Da, mă, dar e mai ieftină centura aia care e China. Știu, da, decât Sparco. Știu ce zici, dar din păcate oamenii fac niște compromisuri fără să conștientizeze riscurile la care se expun. Din păcate. Da. Adică, na, ce să zic, nu știu dacă oare oamenii ăștia care se dau la off-road fac o școală? Există o școală pentru un atestat de genul? Nu există. Nu, nu, nu. La alte ramuri de la motorsport există, da, știi? Da, asta zic. Adică, ca să poți să te dai în campionatul național de raliuri, trebuie să faci o școală de pilotaj sportiv. Obligat, da. La off-road nu există chestia asta. Nu. Dar tocmai de-aia și recomandarea, știi, să încep cu clasele mici. Pe de altă parte, ce facem? Că vine cineva care are buget, cumpără un side-by-side, cum ziceam, sau cumpără direct mașina de extrema cuiva, că nu se mai dă omul, o ia pe aia. Hai că am venit și eu. Da. Și n-are experiență. Nu. Uite, iarăși, la campionatul național de raliuri, trebuie să te dai ca debutant un an. Știu, și noi n-avem încă regulile astea, sau, na, e complicat. Off-road-ul egal și multă poezie. Să o zicem, cine a făcut-o vreo și a venit la competiție, e despre viață trăită frumos, e despre a pleca de acasă, de a uita de grijile de la servici sau din familie, de a fi cu băieți. Prin urmare, există și sările tematice cu șpriți și cu veselie, da, Doamne ferește, pentru că despre asta e vorba. Da? Da. Adică vii să faci ceva mișto, motorsport, îți place off-road-ul, dar vrei să te și distrezi. Și aici sunt setările astea, mergem pe o linie, Comisia Națională de Off-Road, ok, ce reguli bagă? Noi, cluburile organizatoare, care, oameni care avem experiență, ce impunem? Dacă impunem prea multe, sportivilor nu le plac impunerile prea multe, vor cât mai puține impuneri, pentru că... Na. Da, e discuția aia pe care o aveam la începutul podcastului, când oamenii cer, oamenii zic, oamenii, și aici ajungem într-un subiect pe care, na, nu e cel mai frumos, dar vreau să discutăm despre el. E vorba de Adi Cernea, știi foarte clar că despre el o să fie vorba și despre nenorocirea care s-a întâmplat acum un an să fie,
A trecut un an. Când Dadi și-a pierdut viața într-o etapă de off-road. Era printre cei mai buni. Era campion la clasa standard, deci om cu experiență. S-a întâmplat o nenorocire de care eu vreau să vorbim aici, că poate oamenii ascultă și poate nu o să pățească și ei la fel. Eu n-am fost acolo, dar Răzvan a fost, așa că el o să vă spună așa mai detaliat ce s-a întâmplat, că poate sunt oameni care nu știu și vor să afle ce s-a întâmplat acolo și să învețe din greșelile altora, să nu ajungă și ei în postura asta, pentru că eu tot timpul am zis-o pe internet, pe unde am putut. A mai fost un caz cu un domn care și-a pierdut viața cu un side-by-side, care era organizator de rally ride. Da, și care culmea mergea în drum spre casă, fusese cu băieții, mergea singur pe un câmp și a luat un șanț. Da. Și mi se pare că n-a avut centuri. Într-o mașină cu roll cage. L-a zburat prin parbiz, de fapt avea și parbiz. Într-o mașină cu roll cage fără centuri este foarte periculos, da. Că te poți lovi cu capul de țevile alea. Cât de stupid pe un drum pe care îl știa, adică efectiv vorbiți de ghinion în viață, că până la urmă și când scade cărămida sau cade gheața de pe acoperiș, e soartă și ghinion. E foarte ușor să judeci de pe margine și să arunci cu pietre sau să spui, uite, domne, nu și-a pus centura. Păi, domne, era un profesionist, domne, cum s-a întâmplat asta? Se poate întâmpla oricui, nu știu, te duci, pleci de acasă și uiți să încui ușa sau să oprești gazele. Adică sunt lucruri care se pot întâmpla. Nu e nimeni de condamnat pentru asta și nu e nimeni mai jos sau mai presus de ceilalți că s-a întâmplat chestia asta. Ce vreau eu să spun este că trebuie să învățăm din greșelile lor și trebuie să-i dăm ca exemplu ca alți oameni să afle ce s-a întâmplat și oamenii ăștia să nu-și piardă viața degeaba. Din punctul meu de vedere... Sau răniri. Că, adică sunt niște oameni care și-au pierdut viața și eu trebuie să aduc aminte de întâmplările lor ca alți oameni care sunt în viață să audă și să nu facă și ei la fel. Poți să ne povestești tu ce s-a întâmplat cu Adi și cum s-a întâmplat, că știi mai bine ca mine. Și din întâmplarea asta poate unii oameni află și iau niște măsuri și știu ce să facă în situații de gen. Da. Să punctez legat de, cum ai spus, centuri. De știut că în campionatul național, dar și la cupele care țin tot de campionatul național, insistăm foarte mult pe purtarea centurii și a căștii și pe introducerea, s-a introdus și la clasele mici, s-a introdus roll cage-ul. Practic, securitatea chiar contează și depunctările sunt foarte mari, adică dacă sunt arbitri în traseu, nu? Dacă te vede arbitru de traseu că nu ai centura, îți iei penalitate 100 de minute. Deci la un traseu de 3 ore, adică 200 de minute, îți iei penalitate 100 de minute. De câte ori te vede? Mașina este în mișcare, trebuie să ai centură și cască pe cap. Mașina în mișcare. Dacă mașina te opri paranteză la ce zice Răzvan, trebuie să ai centura. De ce? O să ziceți, păi cum n-are centura? Păi el se dă jos din mașină. Mai are momente când se dă jos din mașină. Se dă jos, da. Și atunci și știe că se va mai da jos și peste 20 de metri. Și atunci când se urcă, el trebuie să-și pune centura. Mașina mișcare egal centura. Și mai e o chestie, că a fost chiar la mine, în fine, cineva, arbitrul al meu, a penalizat pe cineva de la extrem și a făcut scandal respectivul foarte mare, că el avea centură. El avea centură cum? Avea numai peste brâu și sus, peste umeri, nu mai avea. Pentru că avea nevoie să se uite pe geam, că era pe o coborâre foarte urâtă și el avea nevoie să. Prin urmare, avea centură sau nu avea centură? Acum se spune că centura se poartă cu hamurile peste umeri. Bun. Da. Deci, din punctul de vedere, siguranța la noi chiar contează. Și atunci, când se mai întâmplă, și acum la Iași, etapa trecută a fost ultima etapă de campionat și la trial s-a răsturnat un patrol, că era o chestie interesantă acolo, coborai și trebuia să urci, evident că dacă era un pic agresiv, adică acolo chiar trebuia să fie temperat. Și respectiv, așa a fost să fie, s-a răsturnat. Mașina arăta foarte interesant, că adică s-a deformat plafonul, clar, că un animal de 2,5 tone de mașină când se răstoarnă pe plafon, păi se deformează plafonul. Dar important că a avut roll cage, important e că oricum mașina n-arăta bine. Bine, s-a răsturnat în râpă, Doamne ferește. Da. S-a răsturnat decent. Da. Bine, o tumbă completă, o tumbă jumate. Da. Bun. Legat de Adi Cernea, nefericitul eveniment care ne-a marcat pe toți. Anul trecut a fost un an prost, trebuie să spunem, în motorsport și cu Răspopa și cu... a fost un an prost. Acolo a fost o combinație de ghinion, neșansă. Toate s-au așezat prost. Practic, Adi Cernea a murit înecat la off-road. Deci nu te răstorni, te orice faci, dar n-am gândit vreo unul că o să moară cineva necat, Doamne ferește.
Și practic, ok, că era ploaie, că vremea era foarte proastă, la noi off-road-ul când plouă e veselie. Când da, e uscat, da. Când e uscat, cum a fost la mine la Buzău anul ăsta, nu place nimănui că e uscat. Place cu noroi. Ok, dar când plouă zona de munte, e foarte riscant. Se face acea viitură. Un pârâu amărât, numai mic e mare. Când? Da. Instant. Da, sunt lucruri pe care e greu și să acolo, le practic, știi. Era un drumeag care traversa un pârâu, o mașină în față. Adică noi avem la, iar, securitate, avem balize. Avem acum balize SOE și balize, adică există două feluri de balize. Dacă ai pățit ceva nasol de viață, de sănătate, apeși un SOE. Chiar ne-am cumpărat niște balize din SUA, care suntem într-un sistem în SUA și care s-a întâmplat. S-a întâmplat la corb de cineva cu un aro, s-a răsturnat la prima oară la concurs și a pus mâna ca să țină mașina. Când se răsturnă, să nu, ok. Tipic, da. N-a reușit, da. A apăsat butoanele din mașină. Și a fost o chestie în care 9 minute era salvarea la el pe un deal, pentru că a venit odată prin 112 românesc și doi prin sistemul din SUA, care avea două numere de telefon de la observatorul de la federație care e la competiție și de la directorul de securitate al competiției și practic dacă ăștia nu răspund într-un termen de, și aia sună la 112. Și a fost o chestie de chiar ne-am mirat și noi, bă, uite ce a funcționat. Dar acum, da, și cum e, încercăm să ne protejăm cât mai mult. Și în cazul lui Cernea, exista acolo baliză în mașină, deci știm exact la ce oră a trecut, cine a trecut înaintea lui, cine a trecut după el. Practic s-au oprit înainte de acel pârâu, au văzut că e involburat, s-au sfătuit pilot-copilot și au hotărât că trec. Nu era un ceva care și eu aș fi trecut, de exemplu. Ok, nu părea... Prin off-road facem chestii... Pentru un om cu experiență, da. Nu părea ceva periculos. Exact. Doar că mașina când a trecut prin pârâu s-a oprit. Și aici este marea problemă. De ce s-a oprit? O variantă ar fi că el modifica motoarele, scotea din motorul ăla de 2.8 de patron, da. Wow! Și, printre altele, evident, ca să-i dai putere, trebuie să-i dai aer. Să-i dai aer, trebuie să aibă admisie mai mare, mai mult aer, știi? Și atunci el, am înțeles că pe carcasa de filtru de aer făcuse niște modificări să sugă mai mult aer. Atunci nu avea snorkel. Acum e obligatoriu, evident, snorkel. Tubulatura aia care trage aerul de deasupra, deci intri prin apă și aerul trage de sus. Poate că apa a intrat în admisie și s-a oprit motor. Am mai fost, chiar asta nu știu, că e o supoziție, dar am văzut poze când s-a făcut ancheta de după. Erau pe puntea din spate și pe cardan urme de... și s-a găsit un cablu de oțel înfășurat pe acolo. Un cablu de oțel de gen trolul de taf. Deci dacă, printr-o probabilitate... Prin rău, că era, nu, cred că pe drum înainte și practic poate că efectiv mecanic a blocat cardanul. Se mai întâmplă când îți șufa de la trol, o iei pe sub rost, pe da, la un moment dat, da. Ok. Asta iară o potrivire, cum să se întâmple? Da. Probabilitatea este... Păi, știi cum e, final destination. Ce că mașina s-a oprit în mijlocul apei, de-a latul apei. Apa nu era cine știe ce, dar în clipa în care pui un stăvilar, da. Apa ce face? Crește. Da. Și a crescut pe partea stângă a mașinii, pe partea pilotului. Au hotărât să iasă din mașină pe partea copilotului. Mașina lor în spate era cabină scurtă și fuseră o benă, nu? Ok, au hotărât să iasă prin dreapta, să urce pe mașină, să se ducă de unde au venit, să sare pe mal. Dar exact când s-a urcat cumva pe plafonul mașinii, apa a împins mașina și răsturnat mașina. Cu tot cu ei pe mașină. Da, și căzând de pe mașină, evident, ai căzut cum ai căzut. Da, copilotul cumva a rămas în zona, adică în apă și după a ajuns pe mal. Pe Adi l-a luat apa și, în fine, de aici a tragedie. Evident că apă de munte, viitură, bolovan, dragoste. Da, lemne, tot ce e pe acolo, cu ce vine, da. Nu e așa simplu. Da, deci de asta, practic, nu era o traversare de râu. Era un banal pârâu pe care... baltă. Cum e uscat anul ăsta, deci da. Crede-mă, e o baltă verde la Buzău, anul ăsta care, oarecum, să zic așa, e trecută, e ceva protejat. E o baltă verde, balta verde. Care e verde? Că nu mai e, deci nu mai are apă, nu mai e verde, nu mai e nimic. Nu mai e baltă. Da. De când mă știu, de 11 ani la Buzău, exista balta aia, anul ăsta nu. Ok. Acum, pe unde trebuie zici că n-are cum. Nișcovu, un râuleț de la Buzău, eu când am rupt mașina odată și am lăsat-o în munte, a început să plouă. Am chemat pe Traian, prietenul meu, a venit să ne ia. Am stat la el cazați noaptea. A fost haios că ne-a prins ploaia și era muzi, am lăsat hainele unde? La intrarea în casă, că avea un hol la intrare, că nu, terasă exterioară. Și am pus, l-a uscat pe rastel și șoșonii la ușă, că erau cu noroi și asta. Dimineață, bine, toată noaptea n-am dormit, deci trăsnete, ce dalea, ce fulgere. Dimineață, cum erau șoșonii? Cu bocancii plini cu apă până sus. Hainele unde erau? În mijlocul curții, ude. Și ne-a dus să recuperăm mașina. Apa care, în mod normal, trec prin ea, fără nicio problemă, adică o apă de 30 de centimetri, avea o lățime de 60 de metri
când vedeți pe la televizor că la Buzău, nu știu ce, așa a fost în, deci rupte șoseaua, era șoseaua mai avea 2 metri din 8, ruptă, smulsă. Și am zis și eu, măi, cum poate să vină peste, adică în așa de scurt timp, da, poate să se modifice atât de tare. Iar mașina mea era lăsată într-o bucată de extrem, rupsese în cardan, spate, troliu, așa. Și acum chiar mă gândeam, unde o să găsesc eu mașina? Da. Era tot acolo, că n-avea cum să o ia de acolo, dar în schimb era, știi cum, interior, exterior, totul. Deci trecuse apa prin ea, era spălată, era tot peste curat, stai. Tot. Și motor era apă. Tot curat, curat. Da. Da. Trist revenind, trist cu Adi și ne-a marcat evident foarte tare ce, pe toți. Ce vreau să subliniez este că au mai fost accidente de-astea fatale în campionatul național de off-road până la el. Deci campionatul ăsta are niște ani. Mulți. Multe etape, multe mașini, mulți participanți. Până acum nu s-a mai întâmplat. Da, accidente vine, răsturnări, dalea, da, și am avut, cum ziceam. Româna. Poate alții au fost mai rău. Da, știu. Dar nu s-a întâmplat până acum. A fost o nenorocire. Da, tragedie mare. O tragedie. Adi era un băiat extraordinar. Da. Și cum se întâmplă, numai oamenii ăștia pleacă mai devreme decât ar trebui. Da. Nu știu cum e făcută chestia asta. Dar se întâmplă. De asta e bine să fiți tot timpul pregătiți, să mergem cu centura care, da, știu. Știi, când mergi pe niște drumuri forestiere, pe unde stai, mă, că nu mă oprește nimeni, nu mai pun centura. Da, e pe libertate, știu. Știu, dar uite, poate să facă diferența. Nu e cazul lui Adi, dar în anumite situații face diferența. În, Doamne ferește, în caz de răsturnare, Doamne ferește, centura face. Au fost răsturnări la noi în campionat, spunem, a fost și o răsturnare, în fine, nu spune neapărat numele, actual soț-soție, ok, s-au răsturnat din creastă 13 ori pe lateral. Mam. Da. Da, e nasol, te poate arunca din mașină, te lovești cu ceva. Ce de fapt care e problema, poți face o eroare tehnică, că până la urmă orice om ca pilot, că ești pe timp, mergi tare, mergi la limită cumva, da, știi? Dar hai să o gândim și altfel. Dacă se răpun cap de bară, deci se mecanic, la un moment dat, fierul cedează și dacă probabilitatea, dacă cedează exact momentul în care nu trebuie să cedeze și atunci te răsturni. Da. Eu am avut noroc de s-au rupt capete de bară când mă dădeam, am avut și-o 5, 6, 7 rupe, adică cap de bară înseamnă roțile se crăcănează, nu mai ai direcție. Am avut noroc, ziceai că mă pune frumos pe drum, frumos, deci cum de fiecare trebuie dată am rupt unde trebuie, că măcar safe. Dar alții rupeau în pădure, de trebuie să meargă taful, adică ori te duci și repari dacă ai piese, sau mergea taful după tine și te ridica cu totul și te aducea pe două roți, cu botul ridicat sau nu. A fost Black Friday la GTC? Un mic Black Friday, așa, la corturile iCamper, cumpăra cineva, da? Da? Mm? Bun. Greu cu Black Friday-ul. De ce e greu? E o logistică destul de mare în spate și e un pic complicat, știi? Și până la urmă își durează foarte puțin, ok. Cum ziceam, business-ul nostru este tat, ok, trebuie să și vindem normal, dar nu este tat neapărat ca și business de la clar de vânzări, că dacă nu vinzi, adică face parte Black Friday din joc. Așa este. Dacă nu joci bine Black Friday anul ăsta, nu e bine pe la sfârșitul anului, nu? De asta te-am și întrebat, pentru că, din punctul meu de vedere, oamenii care nu participă la această acțiune de Black Friday nu sunt chiar așa, nu știu, disperați să face bani. Da. Știi? Adică, nu știu, eu o văd, știi? O văd altfel. Da. Black Friday? N-am avut. Înseamnă că nu minți foarte tare. Da. Am așa cu Black Friday foarte, știi? Da. Pentru că, din păcate, la noi Black jos. Friday nu e Black Friday. Păi, da. Asta se crezi problema, că știm cu toții că să ai de unde să scăzi. Dacă exista un Black Friday adevărat și eu urmăream un rufra care costa, nu știu, 2000 de euro tot anul și îl dădeai de Black Friday cu 1700, n-aveam ce să zic. Da. Dar știm cu toții ce se întâmplă de Black Friday și de-aia am pus și întrebarea ca oamenii... Exact. Uite, culmea că la rufra, că Floraner, știm, am doi firma și ne place, Floraner are Black Friday. Okay. Eu, ca importator în România, am o mare problemă. Pentru că, prețurile lor, la Rufrac e 10% discount, da. Uite, au la sertare, 20% discount, okay. Și cineva chiar s-a gândit la un ghes să-și cumpere sertare din alea, că 20% e. Da, contează. Mai ales că ei nu au de-a lungul anului, știi? Deci am mai știi clar că e. Da. Eu, practic, să-i aduc sertare
și să-i dau 20% discount? Nu pot. Asta pentru că vin cu bani de acasă. El dacă face Black Friday, nu susține și el în marja? Da, a fost un discount suplimentar de 5%. Și oricum, care la Florana, fiind discounturi, adică business-ul lor e un business foarte mare, după cum știi și da. Asta, și iau adăosuri, că trebuie spus, pentru cine are impresia că în zona de 4x4 de accesorii, adăosurile sunt imense. Or fi pe zona de China, că acolo fiecare, că și la China știm prea bine, sunt trei calități. Eu când am adus proiectoare din China, am reușit să le aduc și să am un adaos ca să fiu pe prețul pieței, adică același proiector pe care îl vindeam și luam de la altcineva, am adus și eu. Știi cât am avut adaos? Ca să ies în prețul ăla? 30%. Nu 300, atenție. Cum se 30, face la China? Da. 30, de ce? Chinezul m-a întrebat, de care vrei? Și același proiector costa 9,99, $10, $20-30. Da. Ce am făcut? Să nu mă fac de râs, că ăsta e stilul meu. Am luat de $30. Și cu vamă și cu aia și cu aia și când m-am trezit și când am terminat de vândut, că era un container de proiectoare, când am terminat, nici n-am mai comandat. Pentru că apare chestia asta, dacă vrei să faci bani, trebuie să mai cobori uneori la calitate. Iar business mare cum e Frontrunner, online, toată lumea, oamenii au adaosuri decente, iar revânzătorii, și eu sunt importatore, că nu sunt un dealer mic, a trebuit să am, greu, și atunci trebuie să faci volum. Și atunci Black Friday cum face? Să ne chinuim că, până la urmă, și produsele la costă și transportul și de-aia și de-aia. E discutabil. E discutabil. iCamper-ul a făcut promoție super bună, 15%. Wow! E, crede-mă că e foarte mult. Practic, da. Cine urmărește? Da, sunt, că aici pot să confirm eu că sunt discounturi reale de la prețul ăla, de listă. Da. Da. Pe de altă parte, e greu, că și ca logistică, sincer. Și până la urmă, ok, câtă vânzare faci? Câtă faci? În plus, toată lumea vrea. Adică, până la urmă, dacă m-am mai sunat, păi, nu faci tu un Black Friday? Ok, pentru tine îl fac. Că mi-ai zis tu la telefon că vrei un Black Friday. Ia de la mine discount. Care e problema? Nu e o tragedie. De așa ca și... De fapt, eu văd că Black Friday ca pe o promovare suplimentară. Da, este, da. Nu? Că, ok, vezi acolo, GTC, GTC, Black Friday, la îți rămâne. Dar după aia vine și poate hate-ul ăla. Dacă, știi, că lumea da. E ca la haine, vrea 70%. Sau da, nu, 50%, 30%. Tări, au, da. Știi, să capte toate stocurile, să le dai gratis. Nu știu exact cum ai putea. Și dacă dai un discount de 10%, a, păi stai, mă, chiar așa, ne e la mișto. 10%. Da, oamenii, e greu să-i mulțumești. Na, în funcție de nu știu, cum văd oamenii lucrurile și așa mai departe. Avem discountul la GTC de Crăciun? Da, da, exact. Black Friday, dar de Crăciun ne avem? Da, și nici de Paști? Zi, mă, nici de Paști? Nici de Paști. Nici de Paștele următoare? Exact. Practic, oricum încercăm. Poate, poate. Da, poate, poate. Se uită lumea, e complicat. Vreau să-mi iau aia de la GTC, dar uite, mai aștept, poate vine de Crăciun. Nu vine nimic de Crăciun, luați-o acum. Mai avem și o altă problemă, care e o problemă inflație. Reală, până la urmă, comercial vorbind. Noi suntem importatori, dar vinem și la clientul final. Ok, și atunci setez un preț pe piață, nu? Prețul de listă la produsele pe care le importăm noi. Iar dacă avem exclusivitate, clar că l-ai prețul. Dar avem și revânzători. Sunt 120-130 de revânzători. Firme sau firme mici sau chiar oameni doar care sunt da. Un fenomen și care cumpără de la noi, din stocul nostru. Trebuie să aibă un discount. Și acum problema este, dacă dai discount la clientul final, revânzătorul vrea și el discount, dacă adaosul pe care l-ai setat este minim ca să fie bine, să da. Se vândă, să fie pe piață, că poate eu vin cu un produs mai de calitate premium și piața e setată, nu știu, dau un exemplu chiar la mașini, ok, preț de Renault și o să vin și dau un BMW în preț de Renault. E clar că am făcut un efort ca scobor cu prețul pentru cine cunoaște piața. Pentru cine cunoaște corect. Piața, ok, ăla e prețul la BMW. Și atunci eu ce fac? Dacă prețurile sunt destul de la limită, sunt corecte sunt, și eu încerc să dau și o calitate mai bună la piesă, că până la urmă compară mere cu mere sau mere cu... Că de o șufa nu-i șufă, că șufa are bea câștigat toate clasamentele alea de testări de șufe și așa și alte șufe au fost codași. Pentru că s-a făcut în Australia, e un tip de la Unsealed Offroad, e un guru, un nene care avea revistă pe hârtie, după aia a făcut revistă online și acolo el sigur că e și promovat, e o firmă concurentă a mea și nu mai vând, că nu-mi place și n-o spun, dar aia plătesc. Și aia revist... cu verde și cu galb? Aia cu verde. Cu verde și cu alb. Și cu alb. Și cu alb, așa. Așa. Și acolo, la nenea asta, în Australia, magazinul online, plin de reclame. Plin de reclame. Și după el ce a făcut? Bine, 2015. El asta face. El la fiecare număr lunar îl face testări. Bă, da, testări. Și dacă el hotărăște că Toyota e mai bună ca Nissan, păi a zis ăla.
Ei, el ce a făcut? A luat șufe de la 12 producători. Apropo de România, cine spune că marfa mea e bună și a ta e proastă sau invers? Nu există. Fiecare își laudă marfa și prietenii noștri vor lăuda da, și vor denigra. De interese. Dar în Australia lucrurile sunt mai simple. Hai că mai simple. Mai la nivel. Șezate, da. A luat 12 producători de șufe, cei mai cunoscuți din Australia. De la fiecare a luat 3 șufe. 2 șufe independent și o șufă într-un kit de șufe. Ok. Bun. Șufele le-au cumpărat de la magazine diferite, fără să spună. Nu s-a dus la fabrică, dați-mi și mie o șufă de testare, ca să dea prototip. Nu? Corect, da. A luat la și liber. S-a dus la, bineînțeles, la testarea, nu știu unde, aparat. Au pus pe standul ăla, că leagă șufa 9 metri 8 tone. Clasica șufa aia de la, cu elasticitate. Bun. Și o leagă de aparatul ăla și el atrage. Și era totul filmat. Și testarea aia cu 12 ori 3 șufe, 36 de șufe, toate erau acolo. Tu dai click și vedeai fiecare testare. Vedeai dinamometrul ăla așa, la cât s-a rupt, vedeai cum s-a rupt cu încetinitorul, bă, tot ce trebuie. Și a constatat că ce? Ok, RB-ul a ieșit aia, portocalii a ieșit pe locul întâi. Era 9 metri 8 tone. Ce înseamnă? Cât trebuie să țină la 8 tone. Două le făcea uscat, le rupea la uscat și una la ud. Să ținea 4 ore în apă. Bă, deci omul chiar își făcea treaba. Okay. Și s-au rupt la RB 9800, deci peste 8 tone, clar. Ok. Prietenii noștri de care vorbim, care era plin de reclamă, au ieșit pe locul 11 din 12 la șufe. Din trei șufe, una s-a rupt la 4 tone 300, una la 5 700 și una a trecut de 8 tone, 8 tone și un pic. Pe de altă parte, iar tehnic la șufe trebuie să aibă elasticitate, nu că este șufe rigide, elastice și cinetice. Astea erau elastice. În site-ul din România, omul care băga în site, evident, ale noastre ca așa, el vindea cinetice. Nu știa exact ce e cinetică. Și scria elasticitate acolo. Cât? 30%. Eu am văzut, bă, 30% știu că nu prea are nimeni. Dar el avea în site. Frumos, vinde. Și șufa aia de șmecheră de 30%, ce crezi? Minim pe industrie, obligatoriu 20%. Aia avea 19, nici măcar n-avea minimul. Și se rupea la 4 tone, 5 tone. Și ia să vezi, apropo de să fii șmecher și să fii integru. Omul ăla care lua banii de la ăștia la greu în Australia, când a interpretat toate rezultatele, a zis, pentru mine, prietenii mei care mă umplu de bani așa, am suferit o deziluzie, l-am dormit azi noapte. Că nu se poate eu atât de prost. Niște lucruri. Prin urmare, am contactat CEO-ul, șeful acelei firme din Australia și am expus, ia să vedeți părerea lui, dați click. Și click. Și șeful zicea, noi suntem commitment, suntem setați pe calitate, noi ne dorim. Nu știm ce s-a întâmplat. Dar faptul că nu putea să o zică că e produs mai în China și în China, știi tu, ieftin. iPhone-ul e făcut în China. Da, da, zic, dar erau ieftini de China. E, și frumos de Australia. Da. Da? E. Și... Păi cu minte acolo, te-ai plictisit? Da. Ce crezi că s-a întâmplat? Au scos de la vânzare șufele, mă. Băi, ce okay. impact are nenea alea din Australia cu magazin online? Da, cu, foarte bine. Revista online, da. Știi? Da. Băi, s-a scos de la producție, s-a refăcut. Deci nu sunt nici chiar așa șnapani. Bă, și napane erau că ce crezi, că tu nu știi ce vinzi? Poate nu știa ăla CEO, poate nu știa exact. Exact așa. Da, asta vreau să, asta era ultima întrebare a materialului, ca să zic așa. Ce părere ai de produsele chinezești versus produsele, nu știu, de marcă? Adică să luăm, de exemplu, niște troli. Există troli de 500 de euro, da. Vândute de GTC, da? Care, da. Zicem, și de 300 chinezi, de euro, și de 300, da, și de 3000. Da. Și sunt și trolile de la Orn, care un troliu de la Orn în faza așa normală, deci nu de competiție, așa, e 1000 de euro, să zicem. Da, dar la Orn e o poveste foarte haioasă. Orn pe vremuri vindea numai troli scumpe. Și acum lăsăm de o parte asta ieftinul, Verevo, și da. Celelalte sunt scumpe. Da. Un 95XP, 2300 de euro. Bun. Da. Ei vindeau tot timpul premium. Prețul era premium. Bun. La un moment dat, noi știam de un troliu se numea Tabor. Da, Tabor. Era făcut în fabrica Ord din China și se vindea pe piața asiatică, dar era Tabor, nu era Ord, nu scria Ord pe nicăieri. Da. Și la un moment dat, fiindcă îi bătea Super Winch-ul și alții care vindeau mai ieftin, au recunoscut și ei că pot să dea mai ieftin. Și Taborul a devenit Ord Tabor și a început să fie inscripționat cu Ord, cu cutie Ord, cu manual de instrucțiuni Ord. Și atunci prețul a fost foarte mic. Acum Verevo e continuatorul lui Tabor. E, practic este un entry level la care nu este, că între unul de 1000 de euro la Warren și unul de 2000 de euro nu e calitate la jumate. Ei, de fapt, este setat prețul și tot ce fac, targetează altceva. Da. Pe de altă parte, la acest rol ieftin și noi ca vânzători avem adăuz mic. Pentru că a targetat tot. Toată lumea câștigă mai puțin ca să avem un contracandidat al trolilor chinezești. Dar chiar și acest contracandidat al trolilor chinezești... Și ăsta tot în China, pe de altă parte, de care vorbim. Dublu la preț.
Ok, și atunci celelalte sunt făcute în China. Acum există foarte mulți producători, evident că și în România sunt foarte mulți vânzători de troli și fiecare își laudă marfa. Așa, și bineînțeles că toate sunt făcute în Polonia, că le spune nu știu cum sau nu știu cum, dar de fapt sunt China toate. Și noi vindem un troliu chinezesc, de fapt, nu numai unul, chinezesc făcut în China, dar care are un avantaj. Eu am importat din China, lifting, și n-am mai adus. Pentru că am avut la un moment dat o problemă stupidă, cădea eticheta de pe... Se uscase pe drum, da. Un container, nu știu ce, soare, că și tu era sigilat, scotai troliu, mișcai un pic de troliu, cădea eticheta. Ți-a apă, îți dai seama, te-am păcălit, nu. Noi l-am chiar de la lifting, de la fabrica mare. Am trimis un chinez din România, de la Dragonul, așa, l-am trimis acolo că vorbea românești. Și eram cu el pe Skype și îmi filma prin fabrică, adică eu mi-am făcut temele. Da. Ei, și atunci m-am hotărât să-l mai bun. Și am cumpărat de la Tyrex, e un product, Raptor 44 Italia, are brandul Tyrex, de făcut în China. Da. E, cu certificare europeană. Fiecare troliu are seria de troliu și pe, în cutie găsești certificarea europeană cu seria aia, pe troliul tău. Okay. Ei, și atunci, nu înseamnă că nu se mai și strică, dar am tot ce înseamnă logistică în spate. Păi când am o problemă cu China, ce fac? Da. Dacă n-am piese, ce fac? Încep să demontez alte trolii. Pe când aici fac import la fiecare 10 zile din Italia, am pe stoc 400 de trolii, e mai ușor. Problema la trolii, dacă sfătuiesc legat de ceva, ok, cel mai mic preț clar va fi mincinos. Sunt multe, le știu pe piață, nu le spune numele de trolii, chiar sunt ieftinituri. Important este să existe magazinul care vinde și altă dată, brandul ăla să existe și altă dată, pentru ca să poată să-ți dea și piese. Vorbim de garanție sau post garanție. Plus că în garanție, dacă tu rupi troliu, că folosești prost, că știm că se poate rupe troliu folosind dul prost, ți-l pot repara. Da, ai un avantaj. Foarte important. Așa... Nu-l arunci. Da, e consumabil. Ai alt troliu, să punem altul. Deci cumva, și bun, într-adevăr, până la urmă vorbim de firme care își asumă o calitate. Și noi ne asumăm o calitate. Că în principiu nu înseamnă că nu mi-am... și noi n-am vândut un produs prost că am crezut că e bun. Dacă l-am văzut că e prost, nu l-am mai vândut. Da. Și acum apare discuția ce faci tu dacă importi, că e caz concret, când cineva, un prieten, îmi vindea 200 de jante la 30 de dolari jantă. Da? Și ce faci când era 100 de dolari la listă? Și ce faci când îți oferă cineva? Te întreb de ce, în cazul meu. Și am sunat un prieten care știa pe prietenul și am aflat că luase din China niște jante atât de proaste, de patroli, de Land Cruiser, mașini grele, că se deformau mergând pe stradă. Ce off-road. Și atunci el a, iau tu, Răzvan, nu vrei niște jante ieftine? Îți dau eu, faci frumos. Despre asta e vorba. Cât îți asum ca om care face afaceri în România, cât îți asum o pierdere când o să ai o pierdere? Pentru că ai importat ieftin ca să faci bani. Atunci când, cazul nostru, că importăm pe surse consacrate, noi nu mergem din China de ani de zile, m-am lecuit, aduc din Europa, cu stocuri imediat, se prospătează stocul, am cer garanție, pot opri oricând. Deci n-am presiunea aia când am luat 480 de trolii și se cădeau etichetele de pe. Da. Atunci am făcut etichete în România, am desigilat 480 de trolii, am pus etichetele pe 480 de trolii, nu era nicio furăciune, nu era nimic, era un producător de etichete, au schimbat ea producătorul și a făcut o etichetă cu un lipiș prost. Da. Joacă cu asta. Cum îți păstrezi tu credibilitatea pe piață ca să nu... Și atunci chiar încercăm. Și da, zic, dacă vreodată, că sunt și clienți, evident, cineva ne-a desfințat, să cașa în Constanța, pentru că pe troliul Tyrex, ăștia trimiteau bac o telecomandă, bac model de telecomandă. Deci, ok, și Fanta putea să fie neagră sau putea să fie aluminiu. Da, de aluminiu, culoarea argintie. Când și când. Da, și la un moment dat, ai că putea să vină un lot așa, un lot așa. Noi le aveam în magazie. Poate, ce eu desigilam să văd ce... Negru, ăla pica cu argintiu. Oza din site era cu argintiu. Și că i-am dat negru și că l-am păcălit, că el vrea argintie și așa. Adică, ok, bună, ce răspunse, îți dăm una argintie. Nu, problem. Nu, domne, că m-ați păcălit, că de-aia, de-aia, ok. Ce să facem acum? Îmi tai un deget, uite, m-am pus pe masă, strang, gata. Da, asta e, se mai întâmplă. Da, eu îți mulțumesc pentru că ai venit. Cu mare drag, a trecut o oră jumate? Băi, cred că a trecut, cât a trecut? Două ore chiar. Două ore. Da. Tu știi că la mine ore... dai drum, de fapt, noi semănăm într-o chestie, mai mult. Multe chestii, da? Vorbim mult, așa că Marius, îmi pare rău că îmi dai aici... Ne cere scuze. Da, Marius, îmi dă tot. Vorbești mai mult decât invitatul, asta sunt, e podcastul meu, nu știu. Păi tocmai, exact. E podcastul lui Marius? Sau al lui GTC? Da, nu, e al meu! Da. Îți mulțumesc, Răzvane. Cu mare drag. Le mulțumim partenerilor. Mulțumim lui OMV că ne pune la dispoziție benzineria asta să stăm aici să vorbim. Noi alegem asta pentru că așa ne întâlneam noi în benzinării. Și... E fain și călduț și bine și chiar... E, și e zona de auto. Și... E mișto. Fain.
Asta a fost. Oprește că oricum nu se uită nimeni până aici. Nu mai zic cu pantaloni că m-au nebunit, bă, m-au nebunit, ești nebun. Am zis în ultimul clip, la sfârșit, am zis că îmi dau pantaloni jos. Că zic oricum nu se mai uită nimeni până aici. S-a uitat. Nu mai mesaje. Dă-ți pantaloni, nu ți-i da. Dă-ți pantaloni și nu ți-i da.